Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. Astăzi seara discutăm despre crescătorii de bovine din România, de ce nu. Avem invitați trei pasionați de domeniul acesta. Pe doi dintre ei îi cunosc mai de multă vreme, pe unul dintre ei astăzi seara am avut plăcerea să o cunosc. De fapt, pentru că este vorba de o domniță care a înțeles să se întoarcă așa precum fiul risipitor după o peregrinare de vreo 6 ani prin Spania și prin alte părți, poate, ale Europei, să vină alături de tatăl său, care e un fermier important în România, în județul Cluj. O să facem așa o fișă a acestor fermieri imediat. Mai întâi vi prezint. Am început cu Andreea Manta. Andreea Sărut, bună, îți mulțumesc că ești împreună cu noi în această seară. Tatăl Andreei, Liviu. Bună seara. Bună seara, mulțumesc că sunteți împreună cu noi în această seară. Și Călină Fărgaciu. Călină, îți mulțumesc că ești alături de noi din nou. Cu mare drag. Ai lipsit o vreme. De când ai devenit un pic cu birocrația și tu cu APIA, mă rog, ești ocupat, desigur. Când ești și fermier și mai ai și atribuții pe lângă acest serviciu, evident că nu-ți mai ajunge vremea pentru toate câte le-ai face. Călin, îți mulțumesc că mi-ai sugerat să o invităm astăzi și pe Andreea împreună cu noi în această poveste, pentru că e important să ilustrăm românilor că lucrurile pot să vină și ca un feedback, într-un sens invers. Au fost o perioadă în care au plecat tinerii, unii nu pentru că aveau lipsuri, poate din spirit rebel, poate din dorința de a vedea ce se întâmplă dincolo, alții sigur datorită greutăților. Iată că cu mare bucurie am constatat că încep lucrurile să decurgă într-o normalitate. Și aș vrea să spun că cu puțin timp în urmă am avut noi în cadrul cooperativei, facem evenimente împreună. Găsim un motiv sau dacă nu, pur și simplu ne întâlnim, socializăm și la acest eveniment, un lucru excepțional, vreo 200 de fermieri s-au ridicat în picioare și în momentul când le-am spus că, uite, Andreea s-a întors și că e alături de Liviu, ferma lui Liviu are viitor, un lucru excepțional, 200 de fermieri s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o. Unde se întâmplă asta? Noi mereu ne întâlnim și cu... Faceți da, de exemplu, am terminat licotarea silozului și facem un bal al... A terminării de campanie agricole. Să nu se mai întâmple în lipsa mea, vă rog frumos. Da. Da. Sunt lucruri care chiar ne fac bine. Adică pe lângă faptul că muncim și stăm acolo, simțim brazda, socializăm, ieșim în excursii împreună, pe lângă faptul că vizităm târguri sau expoziții agricole, facem și un pic de turism cultural. Când am fost la Paris, am făcut un tur al Parisului. Când am fost... în Austria, în Germania, am fost la abația de la Melk. Adică nu suntem neapărat numai cei Inele care... Inele trandafirului. Da. Da. Însă ceea ce s-a întâmplat acolo a fost extraordinar. Mulți din cei care erau în sală se regăseau, unii își doreau. Mai avem o situație în care tot așa fica unui coleg, al unui Biro, tot așa fica a lucrat alături de el în fermă, dar faptul că Andreea s-a întors și a înțeles exact că ceea ce părintele ei a creat, pentru că până la urmă Liviu a creat un mic imperiu. Pentru noi, crescătorii de vaci, ferma lui este o fermă reprezentativă. Sunt sigur că la alte dimensiuni este oarecum un mic imperiu. A pus mult suflet, a plecat din Cluj. Acum nu sunt eu cel care să spun neapărat toată povestea, da, însă țin să o spun pentru că eu apreciez faptul că el s-a rupt de civilizație, a mers, a creat o fermă și la un moment dat simțeam că noi suntem destul de apropiat. Liviu, unul dintre oamenii care pe mine m-a sprijinit extraordinar. Tot timpul o să-i mulțumesc și pentru acest fapt eu țin să spun și adevărul despre el, pentru că el e un tip, dacă nu-l cunoști, ți se pare că e un tip dur. În momentul când ai devenit prietenul lui, știi sigur că ai un prieten. Deci... Îl recomandă, da, să zic așa, moacă de mușchetar, știi, de Porto, Santos, Aramis, care dintre ești? Cred că le țin locul la toți trei. La toți trei, da? La duritate. În rest, așa, și prietenul, tot am înțeles, da. În același. Da. Acum, bucuria era, sigur, a mea și a lui nevastă mea. Sigur că am insistat să vin acasă.
De lucru mai mult ca și acolo, nu cred că există să lucrez într-o fermă, indiferent de ce a fi ea, ca fi vegetale, ca fi zootehnică sau ca ce a fi. Nu cred că trebuie să lucrez mai mult ca și afară și satisfacția să-ți fie doar a ta. Și bănoasă și, nu știu, orgolioasă, dacă eu sunt mai orgolios, mă mândresc cu ce am, îmi place să fac ceea ce am, ce fac. Și atunci, de ce să nu insupă da, și copiilor mei aceeași un cuvânt așa, poveste. Liviu a făcut un imperiu. A pornit de la... Da, ce? Bă, adică... am mai discutat noi chestiile astea. Liviu a pornit de la două vaci păscute pe lângă Casa Tineretului. Punct. Pe vremea lui Ceaușescu. Și vinea noapte la blocuri. Nu. Tu ai amintirea, Andreea, de... Da? Da, deci noi avem niște... Deci nu ne-am apucat odată cu sute de vaci cât, sigur... Avem acum. Deci n-ai dat un tun imediat după 90? Păi aș fi dat eu tunuri, dar n-aveam la cine. N-aveam poziție adică... de dat tun. Deci nu aveam poziție. Eu eram un biet muncitor care, ce știu, mai moștenit ceva din tradiția părinților, nu neapărat bani, pentru că părinții mei, taică meu încă trăiește și nu-i cazul să iau moștenirea lui, dar în domeniul creșterii vacii și a porcilor, dacă vreți, de la el am furat foarte mult. Da, bun, stai un pic, tatăl tău trăind tot la oraș? Nu. Nu. Tata mea trăiește la țară. Nu că mă gândeam, tu cu vacile pe lângă bloc, pe lângă Casa Tineretului, acum... Nu, Liviu, astăvară... Eu sunt din Târnăveni. Eu nu sunt de aici, eu sunt din Târnăveni. Astăvară stăteam undeva, lângă Casa Tineretului, nu ca un bou ce mis, nici ca o vacă. Stăteam pe o terasă acolo și mă uitam la Casa Tineretului, ca să înțeleagă lumea ce se întâmplă la casă. Mai vin tot felul de baștani dintre ăștia și pe vremuri tot niște baștani veneau și își dădeau întâlnire acolo. Da, dar eu eram numai portar acolo. Acum vin tot felul de politicieni și își dau întâlniri pe acolo, fac strategii, împart bani pe tot felul de domenii. Era bine să împart și eu bani atunci, dar eu eram numai portar. Deci eu le deschideam ușa. Deci care va să zic că nu mai sunt vași pe lângă Casa Tineretului. Nu. Probabil ceva puicuțe din astea, mai tinere, mai... Nu, dar voi să știi că sunt. Sunt sigur. Și intră mereu. Sigur. Sunt convins, sunt convins. Bun. Ai ajuns să ai în momentul de față o fermă de... Acum o fermă de peste 200 de capete. 200 de capete, da? Rase românești, rase străine? Am lucrat foarte mult la capitolul rase, am pornit-o cu bălțată, pe urmă am tot mitisat-o, am băgat și reduri, am băgat și hoșteni, am băgat... O să te rog să ții mai aproape microfonul. Am tot felul de tauri importanți ca să ajung la un nivel cât mai ridicat în producția de lapte, în ceea ce mă privește acum și acum, implicit, dacă tot a venit și fiica mea acasă, vrem să facem și o îngrășătorie. O mică îngrășătorie, atâta cât rezultă din ferma noastră. Auzi, Andreea, asta e ca și în pilda fiului risipitor, știi? Când s-a întors fiul risipitor acasă, mă, nu știu cât o fi stat acolo, dar o stat o bună perioadă după ce și-a cheltuit moștenirea aia de care pomenea și Liviu Adinaru de la tatăl său. A mai stat și pe la porci, a păscut porci, a mâncat roșcovele din ale porcilor, s-a întors la un moment dat acasă și apropo de ce spunea acum cu o să facem și un sector așa de îngrășare, zice tatăl, uite, tăiați vițelul cel gras, știi? Adică avea, uite, și tatăl din pilda asta a avut în vedere ceva pentru fiul său care s-a întors. Când ai plecat tu de acasă, ai plecat pentru că nu-ți vedeai, nu știu, sensul, orizontul, fructificarea, viitorul alături de tata? Adică ce ai zis? Bă, tată, lasă-mă în pace cu poveștile tale, cu vacile, eu mă duc la soare, mă duc în Spania, e cald, e bine, în sud, spre Africa. Păi bun, mult a trebuit să dureze curiozitatea asta, 6 ani de zile, ai tot fost curioasă. Vezi dacă ai pornit microfonul, că se pare că e pornit. Faceți un pic schimb, Liviu, că se pare că avem mici probleme. Energia e scumpă în ziua de azi? Așa, bun. O să-l schimbăm îndată. Bun, ai plecat din curiozitate, ai rămas... Am rămas 6 ani. 6 ani de zile. Ce ai făcut acolo în toată perioada asta? Cum a reacționat tata, mama, când au constatat că tu plecat într-o vacanță, ai hotărât să îți faci veacul pe acolo. Acum, ce se muncește în Spania? Ce se muncește? Nu, n-am stat niciodată să... N-am fost copiii răsfățați.
din punctul ăla de vedere, dă tata tot și gata, nu. Dacă ne-a trebuit ceva, am muncit tot timpul, n-am cerut și dacă ni s-o dat că așa a fost, așa a trebuit să ni se dea. Da. Nu am cerut, n-am fost, nu știu. Crescuți în felul ăsta, da. Da, am avut o altfel de educație și o educație bună, după părerea mea, care te maturizează enorm. Bun, în perioada asta, pe telefon cu mama, pe telefon cu tata, da, ce-ți spuneau? Adică, nu știu, erau cu inima îndoită, mai ales când ei încercau acum să facă ceva aici. Mama, pentru că, tot domnule, timpul. Vorba ardeleanului, ești gazdă, mă, dacă ai de la 20 de vaci în sus, ești gazdă, adică poți să trăiești tu, familia ta, din povestea aia, dacă știi să-ți faci, probabil, marketingul. Mai cu seamă, când vorbim, nu știu, acum 6 ani de zile, Liviu, câte vaci aveai? Top acolo. 150. 150. Da. Eu aș vrea să dăm un pic din casă. Pentru că eu știu exact povestea, acum nu vreau să o întrerup pe Andreea. Ce se întâmplă? Poate Andreea nici nu știe. Sunt lucruri pe care mi le-a povestit Liviu. În momentul când a ajuns Andreea acolo, Liviu avea o cunoștință și i-a spus, te rog, caută ceva foarte greu de muncă, să nu rămână, să vină înapoi. Însă ce se întâmplă? Asta e tatăl sadic, tatăl terorist. Nu, la țară este o vorbă. Când ești din pânză bună, deci, pentru că Andreea a fost din pânză bună, chiar dacă a fost greu. O rămas, o muncit, nu o speriat-o lucrul ăsta. Și, într-un fel, o și pregătit-o pentru viață. Pentru că, eu știu, acum s-a întors în fermă, chiar face treabă. Nu s-a întors pentru că ferma merge foarte bine și și-a dat seama că ar fi mai ușor în România. Nu. Chiar face treabă, eu știu, sunt prieten al chiar familiei. Implicată. Chiar e implicată în povestea asta noastră cu zootehnie. Cine iubește animalele nu o să... Deci, să nu trăiască printre ele, să nu le iubească, să nu se implice. Ce poți să faci în ferma de vaci? Păi... O femeie într-o fermă. Muncește efectiv. Da, muncesc. Muncesc de dimineața până seara. Acum am grijă ambiței. Adică îi hrănim, nu știu, ce de făcut acolo? Acum eu am uitat. Că există un lucru sensibil numit MULS. Îmi cer scuze, Andreea, că intervin pe sine. Și la sala de MULS, lucrurile sunt un pic lucruri de finețe. Vaca pare un animal la care toată lumea crede că se pricepe pentru că a avut bunicul lui vacă. Nu e mai chiar așa. Deci se mulge mecanic, există sală de MULS, lucruri sensibile, lucruri legate de ugeri. De fapt, dacă nu faci bine MULS-ul, poți să faci tot restul bine. Hrănire, întreținere, tot. Dacă acolo ai greșit, nu-ți mai ies parametrii. Și eu știu sigur că în familia lor, atât doamna Manta, mama lui Andreea, cât și Andreea, acum sunt foarte implicat în activitatea asta. Și era foarte încântată pentru faptul că Andreea a înțeles și face lucrul ăsta. Acum problema este în felul următor. O fermă care să funcționeze și mai ales în familie cum suntem noi, că noi nu mai avem numai doi angajați cu carte de muncă și mai avem un zilier când e nevoie, nu suntem foarte mulți. Fiecare avem responsabilitatea lui. Deci eu, de obicei și în general, mă ocup cu vegetalul. Ce ține de vegetal și mai am un băiat tractorist. Ginerele meu se ocupă de furajare, fiica mea se ocupă de tineret până la un an jumate, inclusiv cu cei născuți, cu cei fătați proaz, și nevastă mea cu mulțul și mai are o femeie lângă ea. Și cam responsabilitățile sunt împărțite și atunci știm și dacă sunt probleme, cine a greșit sau de ce a greșit. Deci la noi cam asta funcționează. Nu suntem foarte mulți, nu suntem o firmă mare cu nu știu câți angajați. Bun, asta înseamnă totuși să ai tehnologia adecvată ca să poți să lucrezi. În timp am cam rezolvat-o, să da. Să poți să lucrezi cu 200 de capete având da. Doi angajați cu carte de muncă și rest familia care sigur da. Și-a da. Implicat da. Păi suntem delicată. 6 care suntem permanent acolo și mai avem câte un zilier când e nevoie. Deci când e nevoie. Dar Andreea, ești în postura în care ești salariat a tatălui tău? Cum ți-ai negociat? Ești și contabilă de meserie, așa că ar fi bine să... Nu știu, ai fost destul de dură, dacă nu cheamă. Eu sunt un tip mai dur, așa și Liviu zice că e un tip dur. Să mă chem dacă vrei să te reprezint la negocieri. Nu sunt postura angajată. Acum, lăsați-o că spun eu. Ei când au venit ca să nu ești cumva, eu nu știam. Lui, da, deci ginerele meu nu, și cu nu, ea nu. Când au venit din Spania, eu nu știam. Ăștia vor să stea, nu vor să stea. Eu cred bine, că ne ajutăm reciproc. Ce vor să facă, cum vor hai să noi. Facă. Și atunci am zis, eu le dau salar la amândoi. Nu foarte mare, cât să trăiască, câte 15 milioane la unul, cât să trăiască. În mână. În mână, așa. Și pe urmă le-am dat niște animale de care eu le dau și mâncare și ei trebuie numai să le grijească și implicit să grijească și de ale mele.
Și atunci ei cu ferma lor și eu deocamdată cu ferma mea. Ei, o idee foarte faină asta, da. Păi, uite, ca... cu interesare, adică... Bine, eu am avut posibilitatea să fac chestia asta. Sunt convins că nu toată lumea poate să facă gestul ăsta, dar până la urmă copiii mei și... La cine să le dau? La vecini? Nu cred că le trebuie, că dacă le trebuie aș lua. Nu dai și o lecție de management până la urmă, pentru că, uite, având un efectiv al tău, uite, atâtea sale tale, da? E, și l-am înregistrat la APIA și l-am înregistrat la tot. Să-ți văd proiectul de viață până la urmă, să văd cum știi să-l manageriezi, dacă știi să crești cum a crescut tata de la 2 vaci la 200 de vaci într-un anume interval, cum știți să-ți marketezi până la urmă produsul pe care l-obții acolo? Sigur că probabil aveți o politică comună, dar e important să... Acum, sigur că capul deocamdată tot eu îs, pentru că ei încă n-au de unde știi, nici ginerele meu, de unde o știi, de la televizor, de la televizor, ce știu? Știu că vacile dau 60 de litri de lapte, ale noastre nu au ajuns acolo, deci e clar, încă n-au ajuns. Ale noastre sunt niște vaci mai modeste care ne dau atâta cât să fie bine. Care cât dau, Liviu? Care îi dau să fie bine? Bun, asta nu răspuns, nu te supăra, eu jurnalist, nu pot să accept păi, răspunsul de tipul ăsta. Întrebați un cioban cât de și dacă odată, el niciodată nu știe să le numere. Să poate, stai puțin, ce nu, facem aici? E, oricum, Liviu... Evazionăm? Păi cum? Nu, toate produsele lui Liviu se... În regulă. Livrează la cooperativă, nu e problemă, însă el e unul dintre fermierii care are o medie pe fermă bună pentru județul Cluj, bună chiar și pentru România. România mă refer la Transilvania, pentru că noi nu creștem Holstein în zonă, creștem bălțată românească sau bălțat german, indiferent cum vrei să-i spun. Dacă Linda, nu e un răspuns mulțumitor, ok. Nu, Liviu între 18 și 20 de litri pe cap de animal. Ceea ce trebuie spuse lucrurile astea, ca să, nu, e ceea... să facă lumea, cum să spun eu, pentru că ce se întâmplă, Liviu, Andreea, Călin știe, încercăm să-i molipsim pe oamenii ăștia care se uită la noi și slavă Domnului mulți care se uită la noi și tot mai mulți care cer cumva consultanță. Acum, sigur, noi nu le putem da consultanță de la un capăt la altul, însă le trezim așteptările, ideea și le sugerăm de unde poate să apuce lucrul ăla ca să ajungă la cine trebuie să-i sfătuiască. Eu știu, dar... Trebuie să-și fac, pentru că, da, mai vine care vor să-și spune, bă, o să obții pe hectar, nu știu, 15.000 de euro. Și se apucă omul și face și, pe urmă, te sună și te înjură, ce băi... Exact, exact. Pentru cei care vor să-și facă ferme și... Chiar nu știu nimica despre asta și au auzit că în agricultură se fac averi foarte mari sau bani foarte mulți. E dificil să ia toate detaliile astea de la televizor, de la tot felul de... Păi sigur că nu le ia de la... Dacă însă... le ia de acolo, mai bine să stea acasă, să-și vadă de altceva și dacă are bani să-i păstreze. O vacă îți dă... Eu cunoșteam, am cunoscut un bătrân, am luat o vacă de la el și... Îți pișta vacii. Ți-am dat banul, cât dă vaca? Cât vrei dumneata, domnule? Bă, ăsta e nebun. I-am dat bani, i-am trimis vaca acasă. Acum nu mai ți-o aduc înapoi, spune. Dar cât vrei dumneata? Și până la urmă, de fapt, am constatat că era gestată, că după ce a fătat, exact așa și dădea. Era o vacă extraordinară, bătrânul nu vrea să o laude, dar era o vacă extraordinară, dar în funcție de ce îi dai de mâncare. Păi, dar despre ce discutăm? Despre ce? Poate să fie un Holstein, poate să fie, nu mai știu eu ce vacă, s-o bagi jumătate la priză, dacă furajele nu-s pe măsură, atunci ai o problemă. E, sigur, trecem de la una la alta și poate că și de fapt asta e... Nu, dar Liviu are dreptate. Ce se întâmplă? Noi în timp, cei care oarecum ne-am coagulat într-o anumită formă, din schimburile pe care le avem, discuțiile pe care le avem lunar sau de două ori pe lună, asta am învățat de fapt, să începem să furajăm animalul pentru a-și exprima potențialul. Și dacă s-ar vedea facturile cooperative sau ale fermierilor în fiecare lună, cât cumpără pentru a-și furaja animalele, lucrurile ar spune totul despre evoluția noastră ca și fermieri. Deci nu mai le dăm drumul în pășune și cât dă, păi cât mănâncă Dumnezeu știe, nu. Lucrurile nu se mai întâmplă aleatoriu. Lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Și la un moment dat ai spus un lucru, ei faptul că lucrează doar atât de puțin în fermă, sigur că și-a tehnologizat fermă. Tot ceea ce a intrat ca în subvenție, la mine în fermă, la Liviu și peste tot, dar mai ales la el, niciodată n-a plecat în concediu în Hawaii cu doamna Valerica, și-au mai luat un utilaj, și-au luat încă un tractor mai performant, un utilaj care se ușurează munca în fermă. Pe asta că... așteaptă doamna Valerica de la tine, Liviu? Încă un tractor, încă o combină? De fiecare, dată când iau ceva mă ceartă. Bine că nu ne putem lua nu știu ce. Uite, draga mea, cum fac americanii. Nu, dar fac o echipă extraordinară. Dacă nu de fiecare dată când îi aduc aminte de tractorii să scoală părul și îi se pune pata,
Bine, că nu ne putem lua nu știu ce, că de fapt trebuie să ia zi tractoare iară. Am 7 tractoare, dar bine, lucrez și mult pământ. Deci am tot felul de scule, am tot felul de remorci, am tot felul de tocători și, sigur, tot ceea ce e necesar în zootehnie. Special am făcut chestia asta, că chiar dacă vreodată copiii mei vor să vină, pentru că și fiica mea cealaltă mai mică e plecată tot în Spania, să nu li se pară că trebuie să ia furca și de la furca să meargă, că atunci e grozav de... Da, e ok, dar tu nu simți nevoia să te, nu știu, să te recompensezi cumva, adică, bă, las totul jos la un moment dat și mă duc, frate, nu știu. Dar eu nu vreau să le duc cu mine. Zootehnia e și un domeniu din... Nu, nu, stai puțin, eu vorbesc acum pentru tine. În sensul că, domnule, muncesc. Vrea doamna Valerica să plece în Hawaii. Păi, bă, duc în Hawaii dacă pot să duc în Hawaii. Stai să ne înțelegem. Nu să spun eu, zootehnia asta e fără sfârșit. Nu, deci, ei asta socializează, nu niște oameni care s-au închis. Nu, sâmbăta și duminica, evident, da. Nu, mai exagerând, desigur. Nu punem problema așa. În fiecare an am fost o săptămână în Olanda, în Italia, unde am fost. Ca să mai vezi niște ferme, să mai vezi niște modele. Special pentru ferme și expoziție. Da. Păi dacă ăsta e domeniul meu, la ce să mă duc? Unde ești? În vacanță cu treabă. Chiar avem o viață socială în cadrul formei astea în care noi ne-am coagulat. Deci am înțeles că, exact cum spunea, exact pe lângă muncă, trebuie să facem și altceva. Și asta și spuneam și eu. Chiar dacă mergem să vizităm o expoziție ca să vedem dacă a putut un utilaj nou, să vedem ce fac cei de acolo, deși nu fac nimic extraordinar față de noi. Atât că sunt capitalizați și au câteva generații de fermieri în față. Uite, la noi deja au început să apară a doua generație de fermieri. Și da, mai au și siguranța banului, da, care e clară povestea. Unde? Siguranța asta dincolo. Dincolo, unde te duci. Bă, aici la noi variază tot felul de chestii de, care... Da. Care state de adevărat. Dacă nu-i prinzi vârful, poți să rămâi... Da. Statul e mai grijuliu pentru că ei sunt foarte atenți și la aspectul social. Adică nu vor să creeze șomaj, nu vor să creeze bombe sociale și atunci nu contează cât de mult contribuie la bugetul statului cel care produce ceva, cât timp dă ceva, e important să nu meargă să ceară de la stat. La noi aici un pic mai trebuie lucrat. Trebuie încurajate activitățile pentru că în primul rând creează locuri de muncă și încet încet în felul ăsta să pune în mișcare economia. Noi, exact cum ziceam, am înțeles că putem trăi din munca noastră, putem trăi decent, sigur, spunea și Liviu, nu ne îmbogățim, dar trăim decent. Și cu siguranță că și Andreea, dacă s-a întors, acum are 6 luni sau... Da, aproape un an. O înțeles că se poate trăi decent din agricultură și Liviu exact asta a făcut. Îi creează o fermă pe care vrea să aibă ferma ei. Nici nu vrea să fie angajata lui sau să fie, între ghilimele, slugă acasă. Nu. Însă trebuie să se formeze. În momentul când el a simțit că, într-adevăr, are potențial și copiii ăștia vor, o investi mai mult în ei. Și bine a făcut. Luăm o pauză, dragi prieteni, revenim apoi, discutăm în continuare despre pâinea asta, cea de toate zilele, despre șansa de a ne câștiga propria pâine acasă, despre, nu știu, o politică, o strategie pe care România ar trebui să o aibă în a-și aduce brațele de muncă, forța aia cea mai strașnică, cea mai sănătoasă, cred eu, înapoi acasă din Occident, din lumea, de acolo de unde au înțeles să pribegească la un moment dat, căutându-și mai binele, căutându-și sensul, rostul în viață. Ce facem în sensul acesta? Ce fac părinții pentru copiii lor ca ei să vină înapoi? Ce trebuie să se întâmple, nu știu, în capul nostru ca să facem îndărăt drumul ăsta din Occident acasă? Nu știu, Dumnezeu știe, poate știți și dumneavoastră unii dintre cei care vă uitați la noi. Vă provoc și pe dumneavoastră cei de acasă după pauză la telefonul pe care o să-l vedeți afișat pe ecrane să facem împreună emisiunea și în această seară, să comentăm împreună, să vedem posibile soluții la situația de față. Înapoi, în direct, dragi prieteni, continuăm discuția, provocarea e cum facem încât copiii tinerii plecați, tineri plecați, da, sunt ori bătrâni, o parte dintre ei, din Occident, pentru că sunt oameni care în puterea vârstei, acum 20 de ani, aveau 30 de ani și au luat calea Occidentului, acum dacă ar veni înapoi ar avea, nu bătrâni, 55 de ani. Dar mai greu parcă la 55 de ani să-ți mai zboare capul la o
idee de afacere, mă rog, la ceva în domeniul ăsta. Se strică lucrurile și în Occident, asta e limpede, vedem Londra cum se poartă cu românii, nu? Vedem Spania care și ea exultă șomajul în largul lui și acolo și peste tot de altfel. Lucrurile se cam strică. Se poate întâmpla un fenomen. Eu încerc să-mi imaginez ce face România dacă tinerii ăștia nu vin și tinerii. Cei plecați la muncă în străinătate nu vin și pun o afacere proprie, să spunem, pe picioare. Când vor îngrășa, să spunem, rândurile forțelor de muncă la șomaj acolo și va trebui să fie asistați poate de statul român sau nici măcar să fie asistați, se va produce un fenomen social destul de ciudat, pentru că mare parte dintre ei, și poate ne mărturisește Andreea, ce-a făcut cu banii pe care i-a câștigat în Spania? I-a pus deoparte, și-a făcut o casă, și-a făcut o afacere, și-a făcut o... Majoritatea și-a făcut o casă, știi? Și vin acasă și n-au... Adică, mă rog, locuiesc în casa aia undeva la țară, au băgat 100.000 de euro în ea și se întreabă cum plătim cheltuielile la iarnă. Deci cam în postura aia suntem, pentru că spiritul ăla antreprenorial, care zici, bă, mă duc acolo la muncă ca să ce? Nu să-mi câștigă existența, să pun premizele unui business atunci când vin acasă, nu prea l-avem. România, piața imobiliară în România a trăit pe spinarea celor ca Andreea, care au plecat și au stat afară mult și bine. Trimiteau bani acasă și spuneau, mamă, cumpărăm un apartament și mie în Mănășturi, în blocul cu tare. Deci cam aici s-au dus bănuții aia pe care i-au făcut foarte mulți. Dacă știți voi, altfel spuneți-mi. Și telespectatorii de asemenea, la numărul de telefon pe care o să-l aveți afișat acolo, vă așteptăm să interveniți. Andreea, ce face un tânăr care stă 6 ani de zile în Spania cu banii pe care îi câștigă? Muncește. Bun, muncește, să facă banii ăia, dar ce da, face cu banii? Da, îi trimite acasă, își pune deoparte, aspiră la ceva mai mult dincolo, unde stă sau... Cât poate să adune un tânăr în 6 ani de zile? Depinde unde lucră și ce șanse are. Și acolo, ca și aici, depinde unde... Bun, între cât și cât, să zicem, poate să câștige. Facem o... Acum, ce să zic eu, pe vremurile mai bune, acum câțiva ani, când se câștiga destul de bine, între 800 și 1000, mai mult, mai puțin... Asta în vremurile bune, zici? Da. Acum s-ar putea să câștige mai puțin. Acum, sigur, se câștigă mai puțin. Sau deloc. Sau deloc, da. Din păcate. Deloc, da. Să cheltuiești ce-o câștigat înainte. Da, și să faci o socoteală așa, adică, bă, te duci, muncești un an de zile, câștigi 1000 de euro, aia înseamnă 12.000 de euro pe an, evident că ai de plătit și o chirie, nu? Să pui și ceva în farfurie. Bă, să pui 500 de euro deoparte, să spunem, da? 6.000 de euro pe an. Nu e o sumă foarte mare. Nu e o sumă foarte mare, știi? Adică vii și te duci și comanzi țigle pentru acoperiș și zice, păi vă costă cu sistem de ăsta, cu tot, 5.900. Și zici, cum adică? Munca mea de un an de zile până acoperiș, da. Cam asta și datorită faptului, România nu a avut o experiență antreprenorială. Noi veneam după o foarte lungă perioadă de comunism. Sigur, mergând acolo și văzând că lucrurile pot să fie altfel, am crezut că acel Eldorado... N-am învățat nimic din experiența celor care au trecut în aceste etape în țările occidentale. Și americanii, când au fost gona după aur, tot așa s-a întâmplat. Foarte puțini au acumulat ceva. Văzând că lucrurile merg într-un trend foarte pozitiv, nu mai a fost bună o mașină second hand, și-au luat mașină nouă, și-au luat un apartament super performant dacă au reușit, însă, în general, nu au investit în lucruri care să producă ulterior. Asta datorită lipsei de informație. Dacă cei care ar fi mers acolo ar fi avut o generație, două înainte, cum era pe vremea fostei Iugoslavii, sârbii întotdeauna au lucrat în altă parte, însă au venit și au investit în Serbia. Ei au înțeles lucrurile. Românii, neplecând în străinătate, ei au crezut că vor trăi o veșnicie acolo. Sigur că în momentul când ești ca un copac care ai mers, dar ai trecut într-un ghiveci, nu aveai rădăcinile înfipte în solul la care să te hrănească. În momentul când la primul vânt, ți-ai dat seama să răstoarnă ghiveciul, ai fugit înapoi acasă unde simțeai că dacă te așezi... Așa, dacă, ca mușcatele, dacă nu vine să mă ude, după o săptămână da. Fac așa, știi? Sigur. Pe când copacul ăla de care pomenești tu, are viața lui, adică s-a dus să-și ia din pânza freatică ce-i trebuie și sigur. Nu așteaptă să vină altcineva să-l îngrijească. Îmi cer scuze, partea proastă nu e asta. Partea proastă că dacă totuși o trimis ceva bani acasă și o făcut ceva, în regulă. Dar mulți au investit acolo și au cumpărat apartamente
de păpănuții care au avut și au rămas în rate și în tot felul de chestii de datorii față de țările în care, au ajuns respective, în care, sau nu mai știu eu în ce mașini au trecut, sigur, și au cumpărat tot felul de mașini adevărate, le zic eu, vezi, Doamne, din cauza că în România nu au reușit, cred ei, că nu reușeau un Versace, o mașină din aia, tot un fel de leasing-i și acum sunt fără servici și, începe să fie tragedia cea mai mare. N-ai trimis nici acasă, nu te alegi nici acolo cu nimic. Îi o problemă asta și, nu știu, cred că într-o altă emisiune care ține de chestia o putem discuta. Nu, dar lipsa de viziune antreprenorială pe care o sugera Călin, cred că aia e criza, practic, care persistă și care ne ține în loc, pentru că tu spui, bă, a venit măcar, a făcut ceva acasă, au trimis bani acasă și a făcut o casă. Bă, de o casă avea nevoie un tânăr? Da, adică, sunt niște modele dintre astea comportamentale, da, în România. Bă, dacă eu nu sunt proprietarul unei case, înseamnă că spănică iermă. Da? Și vrea să o facă și mai mare decât a vecinului. Da, mă, și-au făcut o casă, repet, și o gol, să spună, bă, cu aia, 10 ani, am făcut 100 de mii, mă. Bă, cu 100 de mii mă duc acasă și îmi fac acum o aplicație pe fonduri europene, mă și îmi cumpăr teren de 50 de mii, mai am 50 de mii, mai aplic pentru încă 50 de mii. Sau o mică întreprindere individuală. Și pun ceva pe picioare, mă, de unde voi câștiga de aici încolo atâta și îmi voi cumpăra și o casă eventual și o să... Deci cam acolo trebuia să ducă. Ori acum ai venit acasă, ai bani, ai mașină, n-ai bani de ăsta să pui benzină în rezervor. Dar nu poți să-ți ține casa ai mare casă, pe care dar nu poți să-i plătești cheltuielile. Deci asta e halucinant. Asta nu știu cine trebuie să ne învețe sau să ne dezvețe de vechea mentalitate pe care o avem. Acum există și situații fericite, uite cum ești la ei, în care părintele a rămas în țară și a pregătit oarecum reîntoarcerea copilului. Nu neapărat s-a gândit numai la copil, sigur, s-a gândit și la el să aibă o viață bună și să trăiască, să nu fie angajat la altcineva. Însă e foarte bine situația în care părintele a pregătit ceva. Copilul, dacă a învățat ceva acolo și dacă există un lucru bun în această plecare, e schimbarea de mentalitate. Mai de mult era armata. Plecau tânărul de acasă, se întorcea bărbat. Îl formau oarecum. La o altă scară, această plecare este oarecum tot așa o pregătire de viață. Dar pentru cei care au înțeles ce se întâmplă acolo. Pentru cei care au mers și au trăit într-o petrecere permanentă, lucrurile sunt un pic mai dramatice. Nu, dar străiești un pic de lumină așa, adică trebuie să ai un bec pe care cineva, dacă nu singur, ți-l aprinde. Dacă ți arzi becul, poți să stai și în Spania și eu zic în Italia. Că fiecare treaptă a vieții are rolul ei. Iartă-mă o clipă. Avem un telespectator din Caraș Severin. Bună seara! Bună seara, domnul Dino! Vă ascultăm. Cum vă numiți? Eu am mai vorbit într-o seară cu dumneavoastră. Eu sunt omul cu căpșunile. A, așa. Domnul Dino, știți care e problema? Eu am umblat în toată Europa asta. Acum, de un timp merg în Irlanda, de vreo 5-6 ani. Știi ce spune irlandezii, au spus către mine? Ei au spus către mine, domnul Dinu, noi românii știți cum suntem? Prima dată, mașină. După mașină, că și în România. Ei spun că banii sunt bani morți. Corect. Noastră. Asta susține și noi, domnul. Aici, în localitate la mine, unde locuiesc, nu mi-a dat, domnule, nimeni nicio șansă cu căpșunii. Nimeni. Toți spuneau că aici nu se face, aici nu așa, aici nu așa. Eu sunt un om la 50 de ani. Eu le-am demonstrat că se face, domnule. Se face. Firar să fie, domnule. Uite că se face. Asta e o excepție, domnule. Nu așa se spune prin... Nu se spune prin prejur pe acolo. Vezi de treabă, domnule, e o excepție. Cine știe ce a umblat omul la setările solului? La ce? La setările solului, că nu suntem în stare să gândim și dintre astea, că poți să setezi acolo, să crească sau să nu crească. Dom'le, este chestia muncii. Munca, dar aia e problemă la noi, la român, munca. Dincolo, în Occident, noastră, știi ce fac românii noștri? Sunt care lucrează oameni ca lumea. Dar sunt care sunt numai pentru trai, dom'le. Numai figuri pe ei. Înțelegeți noastră? Da, da. Ei merg acolo să distreze. Nu se facă ceva să facă aici în țară. Din bun, dar... Domnule, 2-3 hectare de pământ. Dumneavoastră spuneți că și credeți ceea ce vă spuneau irlandezii cu banii puși în mașină și în casă, că-s bani morți. Da. Și așa este.
Ați înțeles filozofia asta de la ei și ați venit acasă și ați spus, băi, e cazul să-mi câștig, să-mi creez o pârghie care să-mi aducă sursa de viață, adică să-mi producă plus valoare, din care să trăiesc eu, să nu mai fiu angajatul altcuiva. Știți care e treaba, domnul Dinu? Și acolo, și nici acolo nu este ce crede lumea la aia. Nu e ce crede lumea acolo, că aia nu-ți dă pomană. Nu, la noi, la român, se dă pomen. Da, așa este. Am avut o experiență de tipul ăsta, căutam niște terenuri pentru viță de vie, prin județul Cluj, da? Și am ajuns într-un sat, într-un fund de vale, așa, și la o discuție cu o tante și cu fiul domniei sale. El trăgea din țigăruș, așa, și tante îmi povestea, zic, aici erau pe dealul viță de... Da, domne, se făceau niște struguri, domne. Domne, se făcea niște vinuțe, ai toți... Tătă protipendada venea să ia vin de la noi de aici. Și zic, și acum? Nu se mai face, domnule. Cum nu se mai face? Nu se mai face, domnule. Dădea să jure femeia. Femeia nu te jura. Te cred pe cuvânt că nu se face. Dar zic, cum se făcea cu 23 de ani și în ultimii 15, că probabil a mai rezistat vița aia de vie încă 10 nefiind lucrată, după care s-a prăpătit. Și am zis, ce făceați pe vremea aia? Cum erau? Ce? Păi ieșeam la tăia, la alea. Când ați ieșit ultima oară la tăiat? În 89. Păi cum să trăiască, doamne? Cum să faceți viță de vie în spatele casei? O afacere bună de alminteri. Sunt oameni care aveau 2 hectare în... M-am uitat acum pe o listă a celor care au cotă de viță de vie în județul Cluj, persoane fizice. Sunt dintre aia cu 1,7 hectare, cu o jumătate de hectar. Băia din Bordeaux trăiesc, frate, după jumătate de hectar, după 1 hectar de viță de vie, că vând 10.000 de litri de vin. Bă, să-l vândă cu 1 euro litru, vrac. Da? Ceea ce e foarte la îndemână. Și 10.000 de euro. Ia cât ai făcut, aproape 1.000 de euro pe lună, dintr-o mică afacere în care, cum să spun, nu-ți trebuie nici angajați, nu-ți trebuie... O faci tu cu nevasta și cu copilul eventual. Și uite, așa ți-ai făcut o... Dar nu, ei s-au dus la fabrică în continuare copiii acelor proprietari, la 16 februarie, în timpul ăla vița de vie se usca pe colină în spatele casei și în același timp se pregătea șomajul și ieșirea din muncă a unor oameni care au rămas fără noimă. Tot privit ca o fatalitate. Ca o fatalitate, ca în Miorița. Păi dacă vine, vine. Acum ce să facem? Da. Mulțumim pentru intervenție. Foarte bună intervenție. Iată, exemplu, încă un exemplu al celor care au trăit afară. Chiar dacă se mai duc și fac câte o escală de 6 luni, de 3 luni de zile și își mai întregesc venitul, dar vin acasă și când e sezonul căpșunilor se ocupă de treaba aia și câștigă un leuț. Sigur, trebuie să pentru genul nostru de activitate, cum e agricultura, trebuie să simți ceva. Andreea spunea, are dragoste pentru animale, soțul ei are dragoste, chiar dacă nu s-a născut acolo. Care soțul tău, Andreea, vine din centrul unui oraș, da? Păi cum a devenit așa pasionat de domeniu? L-ai dus acasă și ai zis, hai să te prezint tata puțin, tata e mai dur așa, l-a sequestrat vreo 2 săptămâni și au zis, tată, socrule, eu aici rămân. Lui tot timpul i-au plăcut animalele. I-ați băgat în cap chestia asta. L-a spus să scrie, cum ne dădea la școală, nu? Dacă nu ne făceam tema, scrie de 100 de ori. Deci ei când hotărât să vină acasă, eu puteam să jur că așa nu rezist în fermă. Pentru că în prima fază au fost copii, pe urmă au plecat. Asta vreau să vă spun. Fiecare treaptă a vieții are rolul ei în viață. E normal la 20 de ani să nu gândești că îți trebuie fermă, că îți trebuie cu totul altceva. Și mi se pare normal. Eu când eram la liceu și când eram acasă la tata avea câte 16-18 bivori, am zis, eu nici nu vreau să văd după ce mă duc de la școală, nu mai vreau să văd așa ceva, să văd animale și alea. Da. Și uite că am ajuns mai mare ca tata. Niciodată n-am crezut că copiii mei fiind fete... Nu zis, lasă coptile să dea... Niciodată n-am crezut copiii mei fiind fete amândouă, că au înclinații, că drăgălașul, că le zic că sunt iubitori de animale. Are un cățel și iubitori de animale. Nu asta înseamnă iubitori de animale. Că trebuie să fim realiști când pornim o activitate de genul ăsta, că dacă zicem că suntem iubitori de animale și mângâiem un câine sau o pisică și zice, fă, sărăcuța și ce bine îi și cum îi, da. Din start, nu asta înseamnă agricultură, Andreea, și zootehnie. Tu, având așa o pregătire contabilă, nu te uiți la... Și rola de vaci și le vezi așa ca niște tonomate, ca și niște mașini de-astea de bani, tragi de manetă, puțin așa. Bă, o mai curs astăzi încă 15 lei de la una, încă 30 de lei de la alta. Nu le privești așa, în sensul ăsta? Nu.
Bă, le iubești, le iubești, dar... Mai mult mă încântă faptul când văd că după fătare face ugerul ăla, așa. Mai tare mă încântă faptul ăla decât să văd că, știu eu, dolarul pe vacă. Nu vezi așa. Da, nu. Că dacă ar fi lipsa dolarului, probabil că te-ai gândit și la chestia asta, sigur, dar da. Dacă trăiești un trai decent, nu neapărat trebuie să stai să socotești în dolar sau mai știu eu în ce altceva, din ce cauză? Eu totdeauna am susținut că o fermă, indiferent de ce o fi ea, nu neapărat trebuie valorificată în bani. Noi mai avem și o mândrie din aia, mai ești gazdă, mie îmi place chestia, cuvântul ăla, ești eu gazdă. Eu să nu te aud cu asta, te rog eu frumos. Ești mai erau telespectatori care sunau și... Domnule, ești gazdă. Domnule, zic, ți-ai făcut socotelele bine, că vezi că nu ești... Nu contează, domnule, eu fac... Bă, arta de dragul artei asta, nu știu, cred că e o sintagmă și asta de pe vremea bolșevicilor. Nu se poate să pornești într-o chestie, trebuie să-ți permiți, adică să bagi bani, timp, cel mai prețios capital, nu? Să ți-l cheltui acolo fără să-ți aduci un aport... Nu, toți cei care fac afirmații de genul ăsta sunt pe plus sigur. Cei care sunt pe minus, nu-i mai vedem. E suficient, e suficient 30 de ani să investești într-o chestie de genul ăsta, care nu-i puțin, 31 și un pic de ani, și la un moment dat ai strictul necesar și chiar, dacă vreți și o excursie în Paris, să-ți permiți, vânzând toată povestea asta la prețurile din România, nu face mare șmecherie în comparație cu alții care au miliardele sau ce știu ce sărăcie de bani au ei puși deoparte. Nu face. Dar ai satisfacția când intri într-o fermă și vezi 200 de acuiți astea, ale mele. Asta e o chestie extraordinară. Și ale albe. Domnule, este extraordinar. Transformată în bani, nici nu mă interesează cât costă. Dar nici nu mă mai interesează câți bani îs. 200 de animale nu are oricine. E o satisfacție. Sigur că nu-i ușor. Nu e ușor să le numeri. Eu cred că ești un microb. E un microb. E un lucru pe care, în primul rând, trebuie să ai, exact cum părinte, cum să zice, Dumnezeu să-i zvelui cerului în care vede o fărâmă din el. La fel și aici, dacă tu ai ceva în genetica ta, mi-au spus, am fost în excursie și un prieten, pot să zic, primarul din Bolțiu, un tip așa mai boem, mi-au spus niște versuri pe care când le-am auzit, am avut o revelație. O zis așa, zice, eu fac merele și vinul. Ar pământul an de an, știu ce gust are veninul, nu-s boier, ci sunt țăran. Dom'le, pe cuvântul meu, dacă nu, se potrivea exact cu structura mea internă. Cred că am repetat de vreo 100 de ori în gând versurile astea. De data viitoare ți le cânt. Ăsta e un cântec, se cânta pe vremea cenacului Flacăra. Nu, dar e un lucru excepțional. Eu nu le-am auzit. E un lucru fantastic. Deci când înțelegi lucrurile astea, da. când simți visceral... versurile de tipul ăsta, pentru tine lucrurile s-au aranjat. Sigur, ești un pic pe plus, pentru că oricât ai fi de poet și de boem... Auzi, Călin, înainte să luăm pe domnul Gheorghe, care așteaptă pe telefon, îți dai seama când vă aude pe ăsta, cum îl cheamă? Traian Băsescu, mai puțin, bună seara, domnul Gheorghe, numai o clipă să rămâneți. Când aude Traian Băsescu, nu să nu-l apuce hăhăitul, mă, ce bă, ăștia-s nebuni fermieri ăștia din România. Bă, uitați-vă la ei cu ce se ocupă, mă. Cu poezii, cu munca în ferme, cu treburi de alea. Vor să-și aducă copiii acasă, în loc să-i trimită la Bruxelles. Vor să, cum să spun eu, aici e problema, că România asta adâncă, profundă, țesătura asta capilarelor, pânza care bune. Dau un organism, care irigă organismul ăsta viu, care e țara asta, e aici. Capul ăla, e un trup decapitat cumva. În sensul că capul e undeva așa, la distanță față de trup și nu coordonează cum ar trebui mișcările. Domnul Gheorghe, bună seara! Bună seara, domnule! Aș vrea să vă spun ceva. În primul rând, nu tinerii sunt de vină pentru că nu se întorc în țară. Sigur că nu, sigur. Sistemul din țara noastră, în primul și în primul rând. Eu am avut o fermă mai mică de carne. Și am vrut să trec pe numele băiatului să continue cum o spuneau unul în doi. Știți ce mi s-a spus de la Camera Agricolă? Să-mi fac solar, ca să pot accesa fonduri. Ce v-a spus? Să-mi fac solar. Să vă faceți solar. Păi să faceți UD-urile alea, trebuia să mai faceți activități în plus. Am încercat eu fel și fel, dar nu se poate. Și fondurile sunt făcute pentru cei care au bani, nu pentru cei care ar vrea. Nu sunt ajutat tinerii cu nimic. Degeaba se spune încoace, se spune încolo, dar asta e situația. Și nu vor veni tinerii niciodată să lucreze în țara asta, pentru că n-au nicio șansă. Dar auziți,
De ce au șansă? Adică, nu știu, eu mă gândesc în felul următor. Bă, ce face în plus fermierul ăla, ăla care pare tot fermă de capre și ajunge, să zicem, fiul dumitale Nea Gheorghe, facem un scenariu acum, da. Ajunge să muncească la fermierul ăla din Spania, într-o fermă de capre, să-i dea ăla un salariu de 800-1000 de euro, așa cum stabilea Madineaur, că era în vremurile mai bunuțe, să facă și niște profit după urma românului care muncește în propria fermă. Și venim acasă și avem... Nu avem piață de desfacere, în primul rând. Dar cum, Doamne iartă-mă, domnul Gheorghe, cum nu avem piață de desfacere dacă România, tot o spun acum, mă doare limba de câte ori am spus-o, România mănâncă 75% din ceea ce mănâncă adus din afară. Deci noi muncim asta să câștigăm un ban... Este. Poftiți? Asta e, din păcate, eu am avut laptele de capră să-l dau la porci, dacă duceam la piață să-l vând, e scump. Ai zice, ne se duce și le ia din supermarket, că și dau nu știu unde. Dar cât mulgeați într-o zi, domnul Gheorghe? Cât mulgeați într-o zi? În jur de 50 de litri de lapte. Și de ce nu făceați niște brânzeturi de la speciale din laptele am de capră? Am făcut și nu i-a trebuit la nimeni. La 13-14 lei kilogram îi se părea scump, din păcate. Vai de mine. Da. Și mai bine se duce, ia 100 de grame de la nu știu de unde, din care supermarket, făcut din lapte cu apă și cu nu știu ce. Din lapte de stâlp. Lapte de praf. Da. Asta e situația, din păcate, la noi. Nu se poate. Am încercat și eu măsura 141. Nimic. Nu se eu, poate. Povestea asta cu nu se poate, nu știu. Exact, dar vedeți ce spunea celălalt telespectator, domnul Gheorghe. Domnul din Caraș Severin. Bă, îmi spuneau toți vecinii... Domnul Gheorghe, toți vecinii spuneau, bă, nu cultiva căpșuni, ești nebun, nu se fac căpșuni, nu merge. Și el s-a încăpățânat să arate că merge și merge treaba aia. Eu asta zic. Domnul Dinu, vă rog. Mai așa merge dacă lucrează cineva în străinătate. Și soția mea lucrează în străinătate și așa am putut cumva, mi-am luat un tractor și ce mi-a trebuit de alergele. Am înțeles. În schimb, am vândut caprele că n-am avut ce să mai fac, să le țin numai să... Bă, uit cum dau laptele la port, nu se merită. Am înțeles. Na. Asta e, am încercat la toate magazinele, peste tot, să dau laptele undeva, nu aveam de unde și nici asociațiile nu ajută crescătorii cu nimic. Numai atâta le trebuie banii să cotizeze oamenii și rest nu interesează. Cum depinde cine sunt membri în asociația aia, vedeți noastră. Totuși, asociațiile sunt formate din oameni. Da. Asociațiile suntem noi până la urmă oamenii. Păi, înțeleg că asociațiile, uitați, acum, de exemplu, mi-am luat 3 vițele pentru lapte, să le țin bălțeată românească și la un an de zile. Nu pot să le stric încă la apia pentru că s-au modificat și legile astea, le modifică după zi ce trece. Da. Bun. Și, din păcate, nu suntem ajutați. Asta se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt curios, chiar vreau să văd un răspuns din partea voastră. Adică, mă, unde păcătuiește românul că nu poate să-și facă din... Uite, mă, mulgea 50 de litri de lapte. Nu-i nici mult, nu-i nici puțin. Bă, faci din 50 de litri de lapte, nu știu, faci 7 kg de brânzeturi, să spunem, da? Eu zic că... Dau mereu exemplu Clujul, pentru că noi am făcut o chestie pe care o putem spune și care e o reușită. Suntem cu Liviu, suntem de foarte mult timp, am fost și în asociație, după care ne-am desprins și am format o cooperativă. O poveste de succes până la urmă și Liviu poate confirma sau poate infirma. Deci, domnule, trebuie să ne mai ajutăm și noi, să ne schimbăm mentalitatea, să nu fim atât de reticenți în a fi împreună. Nimeni nu o să meargă niciodată spre lucruri mici. Lucrurile mici se pierd pe parcurs. Dacă vedem că tot ce se întâmplă în Europa asta, pentru că am fost aruncat pe piața liberă europeană, poate e un lucru bun, poate e un lucru rău, nu știu. Istoria va confirma sau va infirma încă o dată. Dar dacă vedem că ea este la o anumită dimensiune, hai domnule să ajungem și noi la dimensiunea lor. Noi, prin faptul că am făcut cooperativa asta, am făcut un pas în față. Inputurile la prețuri mai mici, produsele ne valorificăm la un preț mai mare, aplicăm pentru o măsură europeană, suntem o voce pentru că reprezentăm ceva, lucrurile încet, încet se aranjează. Adică nu trebuie să stăm tot timpul doar cu mâna întinsă. A fost o vreme în care cu Liviu eram la tot 3 săptămâni, eram în stat, ne băteam cu jandarmii. Așa au fost vremurile atunci, până când așa cei care... Așa recalcitranți erați?
Da, până ce că... Dar tot ce a rămas tu cu figura... Și au fost atunci, deci manifestațiile atunci, prima manifestație mare, nu mai știu în ce an, care au fost la Cluj cu tractoare și cu... Da, păi uite, am și aici, deci nu mai știu eu, istoria voastră... La București, la fel, de nenumerate ori. Pe vremea lui dar tabără, părerea mea e altceva. Da, deci, poate că pentru unii nu o să le fiu pe plac, dar nu văd de ce. Un pic așteptările noastre ale fermierilor, cred că sunt mai mari decât meritele pe care le avem. Nu, dar știi care e treaba? Și nu-i normal. Deci, domnul Gheorghe, da. Bă, a încercat să fac o afară. Eu fac pariu că nimeni din primăria de unde avea dânsul afacerea, probabil că mai erau ca dânsul pe acolo. Să meargă să zică, bă, uite, hai să chemăm pe cineva care înțelege piețe, fluxuri, management și... Bă, hai să-i chemăm să-i adunăm pe oamenii ăștia la oaltă, bă, să le facem un curs, mă, să înțeleagă cam cum ar putea să-și optimizeze din activitatea, cum ar putea să, nu știu, să caute piețe sau să devină importanți într-o total, piață. Total greșit. Nimeni nici din primăria mea sau al lui Liviu nu a venit să ne facă lucrurile astea. Stai puțin, Căline, te rog frumos. Păi, unii au, alții n-au. No, ăia care n-au trebuie să li se dea, mă. Corect. Deci nu toată lumea are acces la aritmetică. Eu încă mai am probleme cu tabla mulțirii. Dar ideea e că altul face așa din clasa întâia. Nici nu trebuie să stea mult să... Deci oamenii nu-s dăruiți la fel. Și ăla care vezi că are dorința de a face, dar băi, lipsește, nu știu, nu, lipsește, înțelegerea fenomenului. Că eu vă spun vor. Exact ce lipsește. De ce ferma ta merge bine, alu Liviu merge bine, și altora ca voi, băi, intră după ce o încerca să crească, intră la un moment dat în blog și zice, băi, eu renunț, la revedere. Da, e o afacere proastă. Da, dar nu-s colegi cu noi în formele astea pe care s-au creat. Au stat pe margine, vrând să ne... Bă, poate jupă ăștia gâtul. Uite, domnul Gheorghe cred că nu știa de cooperativa Someșarieș. Nu, puteau să... dacă mergea cineva, nu știu, să învețe, să spună, bă, uite, la fel ca tine, cu aceleași efective de animale și ca vecinul din sat, uite, există o formă de cooperativă, asociație, cum vrei tu să-i spui. Care e avantajul la băieții ăia? De ce la tine el vinde laptele cu același preț și rentează, tu vinzi laptele cu același preț și nu-ți rentează? Pentru că, ce ai pomenit tu? Bă, îngrășăminte, semințe, nutrețuri, tot ce se poate cumpăra și trebuie să intre în fermă, vin la prețuri mai... Bă, la deja e câștigul tău, mă, da? Lucrurile astea cineva trebuie să le învețe, că, cum să spun eu, și eu aflu în fiecare zi lucruri noi de la voi. Dar băia care se uită la o emisiune numai la televizor... Haideți să ne înțelegem ca să fim și înțelegeți. Îl țin de mult pe un telespectator pe fir. Te rog să ții vorba și hai să-l luăm pe domnul Fulea. Bună seara! Să trăiți la mulți ani, domnul Cristian. Doamne ajută, de asemenea. Și la tot să uita de acolo să vă dea Dumnezeu sănătate și să-i spor la muncă. Doamne ajută, acum muncim cu microfoanele. Cu sapele... Domnul Cristian, aș vrea să vă întreb ceva. Dacă se poate rezolva problema asta cu... Că vă găsiți din și stăți așa ca mine. Vă rog. Cu impozitul ăsta pentru animale, fiscul ne obligă să-i dăm impozitul. Dar noi n-am luat niciun ban. Ba da, am luat. Haideți că vă răspund aici un fermier tânăr pus la punct și cu legislația, Călin Fărgaciu. Am vorbit cu dumneavoastră cu chestia cu pădurea. Atunci cu asociațiile astea urbareale de pădurea aici. V-am lăsat numărul de telefon în redacție și a spus că m-a invitat acolo, dar văd că nu m-a invitat. Eu vă invit cu mare drag, dar să știți că n-a ajuns numărul la mine. Deci îmi fac eu mea culpa, numele colegilor, poate că l-au scris și n-a ajuns dacă în mâna mea. Dacă v-am amintit când am vorbit atunci despre... Țin minte foarte bine, sigur că da. Țin minte foarte bine și chiar vreau să reiau subiectul pădurilor, că vine acum și povestea cu brăduții de Crăciun. Și trebuie să mai privim din când în când la dezastrele. Vreau să vă aduc aici, să vă invit aici la fața locului să vedeți despre ce e vorba. Păi ce vreți să-mi arătați? Niște cioate în pădure sau... Să vedeți cum iau banii de la apia pe pășunii și le învârtește în tractoarele lor particulare și face ce vreau. Și la vieță oameni e gata și să mănânce vacilii mărăcini și spini. Da, stați un pic, dați-ne o situație concretă acum, pentru că o să avem un răspuns. Călin Fărgaciu e și reprezentant APIA, așa că îl punem puțin să ne răspundă la chestiunea asta, cam cum ar trebui să fie tratată speța pe care ne-o prezentați. Acolo în parte la dumneavoastră mănâncă vacilii piatră. Poftiți? În partea Clujului mănâncă vacilii piatră. Dacă mănâncă vacile ce? Piatră? Piatră. Da, mănâncă dolomită și de alea. Da, calciu. Calciu de la Jibou. La noi se poartă pe pășunii
balastru, domnule, să-și facă drumuri pentru acces la păduri, la vânătoare. Deci nu interesează ce paște vaga dacă nu mănâncă piatră. Să duci piatră pe pășunii, nu să facă curățire de mărăcini. Dumneavoastră, nu aveți o formă asociativă acolo care gestionează pășunea? Păi nu avem, că s-a făcut asociații urbariară pentru particulare ăștia, dar acum e primarul comunii și și președintele de asociații, nu știu cum, dacă nu e ceva la mijloc. Cine a depus dosarul pentru a primi subvenția suprafață? Primarul, deci președintele asociației, primarul. Cine l-a ales? Membrii din asociație, nu? Păi nu știu cine l-a ales. O ales, zic că au făcut o ședință așa fictivă cu 7-8 persoane și apoi deja a ajuns șef. Ce se întâmplă? Doar cei care au animale și utilizează, utilizatorii trebuie să primească banii pentru suprafața de pășune pe care o gestionează. Deci dacă nu au animale, normal nu au dreptul să primească bani și dosarul poate fi verificat. Probabil că au și animale. Păi și nu au animale, au câte o vacă, două, fiecare, trei maximum și da ea banii că și-o lua tractoră și... Nu, trebuie să... Ascultați-mă, trebuie să asigure minim 0,3 încărcătură de animale pe hectar și maxim un animal, o unitate vită mare pe hectar. În spețe, ca să o scurtăm așa, ar putea să aibă maxim o vacă care să pășuneze pe hectar și minim 0,3. Adică o vacă poate pășuna și 3 hectare în cazul în care nu au animale. Aha. Deci la 100 de hectare, 33 de vaci, da, perfect. Da, pot asigura acoperirea, da? Sau, și nu pot fi mai mult de 100 de vaci la 100 de hectare, așa, la un calcul simplist ca să înțelegeți. Cu siguranță ei au prezentat niște documente. Păi eu prezentat, că am mai făcut și eu asociații de vânătoare care ne distruge de nu, are... și nu vrea să ne dea niciun ban. Asociații de vânătoare nu are legătură cu depunerea subvenției pe suprafață la pășune. Ei făcute și asociația, au băgat acolo ca teren. Am iau banii fiecare, ei pușcă pentru ei, face ce vreau, deci nu, noi suntem exact așa. Da, două specii dumneavoastră aveți două specii diferite acolo. Aveți o dată oful cu pădurea și o dată oful cu pășunea. Da, toate se aștept la un loc. Păi nu, cred, probabil că sunt două asociații diferite. E pășunea sau e fânați? Ce statut are? Că nu, și că aia e important până la urmă. Nu e chiar atât. Nu, deci, nu e o diferență? Nu, deci pășuni și fâneațe, spajiștile, pășuni și fâneațe, pot să fie orice. Ideea e să curețe cât să permită pășunea. Trebuie să respecte un minim de condiții, acele numite gaiecuri. Însă, încă o dată vă spun, ei, în primul rând, trebuie să aibă animale cât să facă acoperirea. Probabil că și ceilalți din sat care au animale, ori sunt în acea asociație, ori ar trebui să-și facă și ei ori o altă asociație, ori să depună individual cerere la primărie pentru a pășuna. Și cu siguranță toate lucrurile se vor aranja. Da. Acum, nici primarul nu cred că e atât de naiv încât să-și pericliteze liniștea dacă nu are documentele în regulă. Păi le face el, că dacă el e primar. Acum, eu am înțeles dacă însă, face ce se și primarul, poate că e penal. Faceți o plângere atunci. Nu putem să-l suspectăm păi acum. Putem să facem 20.000 de plângeri, că zice ajunsile mușamalizează. Nu se auziți. Poate, pentru că la dosar... Haide să avem încredere. Eu la dumneavoastră vă aduc o grămadă de plângeri penale, zice să înregistrate, nici nimic nu se ia asupra lor. Păi acum cineva analizează plângerea și spune nup sau... Da, probabil că documentele de la dosar sunt în regulă și omul, într-adevăr, are animale. Nu știu ce să zic. Bun, mulțumesc pentru intervenție. Păi trei are, n-are mai multe. Cum eu, câte are? Da. Da, lumea, vezi... Are tot fel de ofă. Eu aștept, uite, mi-a plăcut telefonul ăla de la Caraș Severin, în care omul îți arată exact ce spuneai. Schimbarea mentalității. Întâlnirea cu un alt mod de lucru, cu o altă viziune a Occidentului, echivalează cu o iluminare, până la urmă, din punctul ăsta de vedere. Ceilalți, dom'le, nu se poate, primarul-i de vină, primarul să-l împușcăm, bă, trebuie împușcați și... Nu trebuie împușcați. Trebuie puși la zid și anumiți primari, pentru că sunt destui în România, care știm că fac șmecherii. Da, dar trebuie că din aia trăiesc, că nu o să trăiască din 16 milioane. Trebuie pus și osul la treabă în același la timp. La primărie. Ca să-mi iau o idee. Așteptările noastre, acum la cei care suntem mai vechi, deja avem răbdare. La cei noi, care încearcă să facă o agricultură modernă și foarte și bravo lor, un pic, cred că nu au răbdare. Nu au răbdare, agricultură cu bani foarte mulți, de până altul,
nu prea există, nu în România, nu există nicăieri. Deci nicăieri în lumea asta, nu poți într-un an să investești nu știu cât, indiferent cât ai investi, și la anul să-ți vezi dublu în buzunar. Chiar și domnul cu subvenția și cu ce știu eu ce. El îl vede pe ăla, pe primarul, că ăla de fapt e președinte. Președinte putea să fie oricine, nu neapărat primarul ăla putea să fie președintele asociația respectivă. Da. Dacă sunt organe care cum îi spune, pot să verifice. Să verifice și dacă nu e în regulă, care e problema? Dar asta bănuiesc că nu e numai de un an de zile, că sunt chestii. Uite, dacă discutăm la mine în comună, nu sunt discuții de genul ăsta. Cine are animale, are pășune, își ia subvenție după pășune, sigur dacă și-o curăță sau și-o pășunează așa cum îți lege. Scrie la carte. Până la urmă trebuia și niște legi pe pășunile astea, că era un dezastru, încă mai există, dar în mare parte cei care au animale, cei crescători, nu prea sunt care să se plângă că nu... Și dacă îți iei neapărat animale să te bazezi pe subvenția pe pășune sau mai ce știu pe ce subvenție, atunci n-are rost, pentru că e un fals și falsurile nu se duc foarte mult și randamentul lui sau banii lui în buzdunar plusul nu o să-l vadă niciodată dacă așteaptă neapărat nu știu ce sume mari sau nu știu ce așteptări. Atâta câte sunt, deocamdată asta e sărăcia, asta o suportăm sau ne bucurăm de ea. Și cu asta cred că... Călină, care e viciu care îl face pe domnul Gheorghe să-și vândă caprele, să meargă câțiva ani de zile și să zică, bă, pas, nu mai vreau? Care-i secretul? Ce face în plus francezul cu 100 de capre, trăim bine, mersi? Ce nu face românul ăla, frate, ca să priceapă toată lumea? Eu cred așa, eu am impresia că domnul Gheorghe nici măcar nu și-a ridicat ochii din pământ. Dânsul a crezut că dacă își cumpără caprele și de mâine le mulge, viața lui se va aranja. Dom'le, în primul rând te uiți în jur, ce se întâmplă. E foarte ușor să produci, e foarte greu să ai desfacere. Deci el în primul rând trebuia să vadă în zona respectivă, mai sunt și alți crescători de capre, să se întâlnească cu ei, să-și coaguleze acea activitate ca să devină atractiv pentru cineva. În momentul când ai o cantitate, e imposibil cineva să nu vină spre tine. Asta era un aspect. Al doilea, trebuia să identifice el singur. Dom'le, dacă fac o brânză, unde o să o vând eu? Deci nu pui carul înaintea boilor. Dacă în jurul tău activitatea asta simți tu că ar merge, o faci. Dacă nu, identifici prima dată oportunitatea, după aceea investești. Sigur, el a fost de bună credință. El a crezut că mai există tătucul stat, care dacă el își cumpără caprele, va veni cineva să, cu mare drag să-l pupe pe frunte și să-i cumpere și lapte și tot. Nu, lucrurile merg un pic altfel. V-am spus, trebuie să depășim faza în care, exact cum zicea și Liviu, așteptăm cineva să vină să ne pună nouă în straiță, acele vremuri s-au terminat. Identificăm cât primim, ne bucurăm pentru ce primim, sigur, ne batem pentru a obține mai mult, însă trebuie să vedem dacă și este posibil. Degeaba tot zgâlțim gardul și cerem mereu. Trebuie să mai venim și noi cu mici plusuri, să vadă și cei care trebuie să ne dea, că noi, într-adevăr, merităm. Da, mă, dar tu vezi ce spui, tocmai confirmă ce, și teza mea, și anume că, bă, cel cineva care, tot zicem noi că a murit, mă, cineva să ne dea de mâncare, cineva să meargă în locul nostru la muncă, cineva să ne dea case, bă, s-a prăpădit ăla, dar totuși, mă, cineva ar trebui să fie pe lângă oamenii ăștia. Pentru că, cum spuneai, bă, omul n-a ridicat capul din pământ. E de bună credință. Și o zic, bă, hai să fac și eu, că uite, poate am auzit la telejurnal că unul nu știu unde trăiește de pe urma pe 100 de capre. Hai să mă apuc și... Bă, cineva trebuie să-i spună ce ai spus tu în clipa asta. Să-i lumineze omului, să-i spune, nenea, înainte să-ți cumperi căprițele alea, du-te puțin la magazinul din colț și întreabă, bă, aveți cerere de brânză de capră? Avem. Câtă vindeți pe săptămână? Cam atâta. La ce preț o achiziționați? La atâta. Dacă eu vă ofer un preț mai bun, ați putea să mă luați și pe mine în considerare? Da. Ei, mă apuc și mai întreb la 10 magazine, poate, ca să-mi fac, nu știu, să am un backup acolo, să mă bizui că dacă la închide prăvălia, să mai rămân în piață. Ori lucrurile astea, n-avea de unde să le știe nea Gheorghe, pentru că, bă, nu s-o ocupa cu piețele și cu economia de piață. Bă, nu știa că e treaba lui. Poate fi treaba lui, că e afacerea lui, cheltuiala lui. Părinte,
Eu o să vă cineva explic. Cineva să-i aprindă piculețul, mă. Am înțeles. Eu vă spun cum se întâmplă lucrurile la Cluj. Eu spun despre ce facem noi. Nu spun despre ce am citit în revistă sau am auzit din altă parte. Noi am reușit să punem pe picioare cooperativa asta. O dată pe lună, încă o dată spun asta, dacă nu de două ori ne întâlnim. Când ne întâlnim, identificăm ce probleme avem. Și la acele probleme găsim soluții. Dacă vedem că e nevoie cineva, acel cineva să ne sprijine, uite, am ajuns la nivelul la care punem mâna pe telefon, sunăm la București, la minister, vorbim cu cine trebuie, domnule, uite ce problemă există. Păi dați-mă și lui Dumnezeu, uite ce soluție. Telefonul ăla de la minister, mă, să sune și dânsul, uite, că n-avea telefonul de la minister. Încă o dată vă spun, am ajuns la o formă la care suntem luați în serios. Lumea știe de noi, am ajuns să participăm la târguri, deci funcționăm. Asta înseamnă, trebuie lumea să vadă că tu de fapt faci ceva. Cei de acolo n-au toți ferme, cei de la minister și de la București. Da, dar eu mă duc cu informația clară de aici și eu spun, uite, stimabile, sau cum te adresăm, sau poate suntem chiar și pertul cu unii dintre ei. Îi spun, uite ce problemă avem. Asta e modul de rezolvare. Și cel de acolo știe, dă o ordonanță sau modifică un act legislativ, astfel încât viața mea să fie mai bună, dacă este posibil. Și în general lucrurile în ultimul timp, cam pe făgașul ăsta au mers și merg într-un pas bun. Nici nu ne culcăm pe lauri. Avem un contract, să zic, cum ai zis, cu un procesator. Simțim noi că lucrurile nu merg chiar cum trebuie. Imediat mergem, identificăm alți potențiali beneficiari ai produsului nostru. Nu o să stăm până cineva închide prăvălia și o dată cu el le închidem și noi pe noastre. Nu. Ne mișcăm tot timpul. Încercăm să evoluăm. Sigur, nu o să putem face de poimâine brânză. Să devenim din producători, să devenim și procesatori. Asta într-o următoare etapă, să devenim acel punct de răcire și de colectare, după care începem să ne formăm și ca un jucător pe piața produselor. Da, dar acel brand pe care noi probabil că vom reuși sau nu vom reuși în generația asta să-l facem, vor beneficia copiii noștri. Cu siguranță, ei nu se vor mai gândi să facă doar acel punct de colectare și de răcire, pentru că îl vor avea de la noi, ei se vor gândi cum să intre pe piață ca și procesatori. Dacă noi am câștigat prin faptul că am avut un pic de minte și am reușit să ne coagulăm și să depășim mentalități, să depășim trufii, să câștigăm 20% în afacerea noastră, ei se vor gândi cum să facă să câștige 50%, pentru că 20% vor moșteni. Și cam în felul ăsta se întâmplă lucrurile. Trebuie și noi să ne ajutăm, pentru că potențial există, cadrul s-a format, mentalitatea trebuie schimbată. Păi mentalitatea trebuie sigur, pentru că dacă faci ceva, zice că ai furat. Deci cam clar, 80%, da, cam da, așa. Da, e tipul ăsta de operare. Deci au furat destul și dacă normal să aibă acum. Și domnul respectiv. Cred că s-au enervat, s-au supărat pe lumea asta și au zis le vând și asta e viața. Dar nu căuta să se asocieze cu nimeni. Nu m-a întrebat pe nimeni. Nu știu, Liviu, nu știu lucrurile astea. Ce înseamnă să știi? Știi să muncești, punct? Păi atunci da, mergem înapoi la Ceaușescu, da. Muncim ca nebuni și ăla ne spunea ce să facem. Păi atunci care-i diferența între ce am fost și ce vrem noi să fim acum? Păi nu-i văd rostul, deci nu-i văd rostul. Dacă nu deschizi un pic, sigur, probabil că are o vârstă și mai, nu știu, o fi un om mai în vârstă și clar că nu l-a mai interesat pe el, sigur. Bă, poate are moștenitor, poate chiar, nu are. Nu, Liviu, da. Băi, românii n-au exercițiu ăla, n-au dar cultura. Dar fără ăla nu poți să faci nimic. De un soaibă. Am fost în atâtea țări. Era oia, pe vremea lui Ceaușescu erau cojocarii, turtarii și încă trei bresle. Dar trebuie să fie un punct zero în care să depășim. Dar cum poți să concepi o afacere, să faci o afacere dacă tu nu știi unde faci, și frate, cum? Faci, băi, dacă tu știi că în țara asta oamenii nu sunt pregătiți, n-au cultura antreprenorială, zero cultura asta, da? Bă, faci un program dintre ăla, cum se sifonează bani pe toate programele europeane, pe post-dru ăla lui Pește, în care fac universitățile câte pe granturi de 3 milioane, 5 milioane, 6 milioane, tot felul de povești, da? În care ce fac? Studiem îmbunătățirea programelor de masterat în Universitatea de Științe Politice, da? Din Cluj, 3 milioane jumate. Ce fac? Chestionare de alea. Ce ați dori să... Hai să fim serioși. Haideți să fim serioși. Cu 3 milioane jumate, cu 10 milioane, cu 50 de milioane, puteai să faci training-urile astea prin toate satele României. Nenea Gheorghe tot nu mergea la ba, se ducea. Nu mergea Nenea Gheorghe. Se ducea, pentru că știi ce se întâmplă. Dacă Badea Gheorghe începuse să-și cumpere cele 100 de capre, bă, mă duceam la el acasă și spuneam, Badea Gheorghe, ce faci cu lăpticul ăsta? Apoi nu fac nimic, îl dau la porci. Nu, hai să-ți explic care e povestea dumitale. Sau ce ar trebui să faci.
Bă, te duci și identifici pe aia, așa, așa m-aș fi dus. În fiecare comună, ai peste 2 vaci, 5 vaci, sau nu știu, se stabilea cât e optim, să zic, să ai o fermuliță de familie. Bă, mă duc și iau pe aia, așa cum sunt programe pentru rom, bună oară, da? Bă, ca să meargă la instruire, le dădea și bani, mă. Bă, vreau să scot din întunericul ăsta o națiune și să o educ, mă, oarecumva. Nu merită să bag banii ăia în educația lui? Tăți din comună, ai 100 de părinte, capre, 100 de oi, bă, musai la ăla. Îi spunea primarul, nene, trebuie să vii la cursul ăsta. Vine și te învață, uite, duminică la biserică, după predica lui Popa, vine nenea asta și vă explică ce faceți cu afacerile pe care le aveți. Bă, îți dă ceva, mă, îți dă un orizont. Părinte, îți dă un număr de telefon de la minister, vorba lui Călin. Părinte, a fost o perioadă în care atât de mult am așteptat să vină să-mi bată cineva în poartă, nu văd asta. M-am avut oful ăsta, încă o dată spun, visceral. Mă durea că nimeni nu vine să-mi bată în poartă, să mă ajute să fac ceva. Și am avut un... Și ai început să bați tu pe partea aia. Exact. Am avut un punct zero în care am zis, dom'le, nu se poate. Dacă nimeni nu vine, hai să mă duc eu, să văd ce se poate. Și uite așa, m-am cunoscut cu Liviu și cu alții și cu alții și de la... 7 am ajuns acum 49 și nu vrem noi să fim mai mulți. Nu că n-am putea. Pentru că ne-am dat seama că dimensiunea asta deocamdată ei funcționează și nu are rost să cădem în lucrurile astea megalomanice. Dar sigur că dacă cineva vine și bate la ușa noastră acum și vedem că e de bună credință și ceilalți din jurul lui îl recomandă, pentru că am avut și cereri de intrare în cooperativă și dacă cei din jurul lui au spus din satul lui, din unde trăia el, omul ăsta nu-i chiar în regulă, pentru a nu strica atmosfera, n-am aprobat cererea. Deci vrem să, în primul rând, să fie o atmosferă bună, pentru că întotdeauna, niciodată, pe timp de război nu s-a creat nimic, decât pe timp de pace. Asta dorim și noi, să fie pace în cooperativă între noi, să depășim orgolile. Sigur, în momentul când îți identifici niște lideri buni, lucrurile merg. Dacă ai neșansa să alegi un lider prost, poți să și esuiază lucrurile. Dar, în general, poți să mori pe mâna lui. Da, să vă spun eu ceva. Cursurile astea care spuneți dumneavoastră, eu chiar le-am făcut la facultate, printre primele când s-au făcut, acum, nu știu, în 2000 sau când. Ai văzut? E, și mi-am dus și copiii. Și ei au... Ai văzut? O secundă numai. La ce mi-am folosit? La nimic vă spun. O secundă. O secundă. Atâta de prost am fost în afacerea asta pe care eu cred că-s deștept și o fac, de m-o prostit de am montat vreo 40 de vaci cu rasa Angus de carne, care făcea furor la televizor, că ce da, bine o fi și cum o fi. Dau bine la televizor alea? Dau bine la televizor. Poveste Angus, carne, figuri, alea, bani de numai, deja și făceam socotele. E, uite că am acum... Poate ai greșit undeva, Liviu. Nu, păi vă spune unde am greșit. Am greșit că mă uitam la televizor. Și am învățat lecția. Și mă duc și iau și... Iau și... aduc și un taur câștigat la expoziție la București. Am participat eu la expoziție cu 2 animale. Și mă apuc și montez. Și pe lângă mine mai prostesc și pe altul. Și acum nu mai trebuie la nimeni produși. Deci, dar nu mai trebuie la nimeni. Trebuie roșu, trebuie verde, trebuie albastru, orice, numai nu mai trebuie Angus. Eu nu mai înțeleg. Am chemat italienii. Și pe ăla de la Turda... Deci nu-i bun Angus? Adică nu se mai... Dom'le, nu le trebuie. Păi nu-i mai trebuie la ăla care mi-a vândut aurul, care de la cine am luat aurul. A, încercai să vinzi aurul înapoi. Nu. Încercai să vând, produsii. Păi produsii, că eu n-am ce face. Așa i s-a spus, dacă va monta cu ăsta, venim după produs. Dom'le, venim după produs. Nu ai ce face cu ei. Și acum eu sunt încărcat cu produși de carne, care nu e o problemă, că-i fac. Dar nu știu ce mă face cu ei. Atâta de deștept, cât mă cred, atâta de tare am fost prostit. E, așa pot fi prostit și oamenii. Adică nu-i cerere pe zona asta de carne? Pentru că e o carne cu un gust special pentru care trebuie... Există, deci, segmentul de piață care, care înțelege, într-adevăr, Angusul e puțin, da. I-am oferit la preț de bălțată. Vin să-ți cumpăr eu unul. I-am oferit la preț de bălțată. Nu vorbesc serios. I-am oferit la preț de bălțată. Dom'le, nu le trebuie. Domnule, mi-au venit 2 italieni care se ocupă de export, de chestii. Nu ne trebuie, domnule, Liviu Anguș. Și am acum vreo 20 și am mai prostit și pe altcineva de o montat. Și ăla are, ce știu, lupa și are vreo 10. Și mă tot întreabă, bă, zice, la cine vin de viței? Veci. În general, sunt cei care vin cu povești, pentru că ei știu sigur că în prima parte ei sunt cei care câștigă. Ăla e câștigul sigur. Da. După aceea ce o fi, o învedea. Dacă se schimbă datele probleme, ei nu-și asumă nimic. Și exact ce spunea Liv, noi încet am învățat să ne ferim. Sigur, mai pățim. Exact cum a pățit și el acum. Da, cu siguranță. Acum că e o afacere proastă, viței îngrășați, adică... Păi nu e o afacere bună la televizor. Pum. Dar numai la televizor nu e o afacere bună. Deci, stai puțin, dar sunt unii care îți vând așa ceva. Îi mălc în piață, oriunde, într-un supermarket și iau carne din Italia, din Argentina, din, nu știu, carne de
o vită specială pentru carne. Da. În România am gustul ăsta, nu e. Ce se întâmplă? Deci poporul român nu are tradiție pe a consuma neapărat carne de vită. Și nu pe specialitate de carne. De calitate. Exact. Adică o fierbe până leșină, da, vină. Da, exact. Noi acum, acum, prin tot ce se întâmplă, încercăm să formăm, să creăm o modă oarecum. Pentru că e foarte sănătoasă carnea de vită. Și foarte bine. Trebuie să știi să o prepari. Da. Și românul a fost, el porcul. Porcul și eventual un pic de pasăre. Vita, da. Atât. Felicitări pentru invitați, ne scrie cineva. Te-ai scos dacă îți cumperi vaci, am înțeles. Nu știu, îmi spune mie să-mi cumpăr vaci. Să nu fie de la mitici, că ar putea fi cu toane. Sau cu toante, nu mai știu exact. Sunt diferite vacile din sub. De vacile din... mai bune care noastre. A, ok. Da. Cum sunt? Au avut 5 picioare totdeauna lor. Deci, adică, indiferent cât am lăudat, lor totdeauna au fost mai bună, că au avut ceva în plus. Doamne ajută, de-aia e și capital acolo, că da, vor fi avut și mai multe perechi. Nu, sigur, zone agricole diferite, nu se pot vedea, știi. Alo, bună seara! Alo? Alo? Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, numele meu este Ovidiu Moldova și aș dori să vă întreb, adică pe invitații dumneavoastră. Vă rog. Care poate să-mi răspunde la întrebarea dacă s-a modificat legea pajiștilor. Deci dacă a apărut legea nouă. Și dacă, ca și persoană fizică, pot să închiriez pășune de la primărie. Ok. Mulțumim frumos. Încă să nu. Cam atât? Atâta. Deci la persoană fizică neautorizată. Am înțeles. Bun. Mulțumim pentru intervenție. Forma finală nu a apărut și nu au apărut nici normele metodologice. Însă, cu siguranță, puteți să închiriați și ca persoană fizică. Deci, legea nu are o opreliște în a cine închiria. Sigur că sunt preferate formele asociative. Însă, dacă în zona respectivă nu există cereri și dumneavoastră nu veți sub nicio formă să intrați în forma asociativă, puteți, pentru numărul de animale pe care le aveți, să închiriați și dumneavoastră separat pășunea. Hotărârea de închiriere o dă Consiliul Local al zonei de unde vă aflați dumneavoastră. Deci, oarecum, Consiliul Local este un fel de mini-parlament al comunei sau al orașului unde vă aflați. Bun, nu mai e pe telefon. Care v-a să zic că e de lucru la mentalitatea lui Liviu Manta încă. Uite, cred că Andreea, în curând, va face și capitolul ăsta, așa nume, îngrășarea... Asta vrem. Păi asta vrei. De ce faci chestia asta? Stai puțin. Nu tocmai mi-ai spus că la televizor sunt faine poveștile astea. Haideți să ne înțelegem. Deci discutăm de rase de carne, cu carne, cu specialități și cu... Deci eu, ca să fac îngrășătorie, nu trebuie neapărat să țin Angus. Deci eu uit de Angus. Dacă pot să scap de ăștia, uit. Bun, și ce deci vaca pentru noi, cel puțin în Ardeal, vaca care tot la fel de bine merge bălțată. Care tot la fel de bine merge și care se vinde oriunde, și în Italia și în Spania și unde doriți noastră. Deci deocamdată bălțată încă nu a refuzat-o nimeni. E, la mine e caz real, deci nu-i povești și Italia. Stau acum cu viței și viței tot cresc și fac problema. O să ajung la 500, până la urmă, și până la urmă ce-i bag la saram? La 10 lei kilogramul? Păi atunci înseamnă că am lucrat să nu stau, sau cum e aia, decât să lucrezi de gratis, mai bine stai de gratis, sau cum vine. Da. Din Sighetul Marmației, bună seara. A fost Sighetul Marmației, s-a terminat Sighetul Marmației. Da, exact ce spunea și Liviu. Se pare că totuși Bățata noastră românească devine o rasă destul de agreată. Atât la nivel național, care nici nu mai se mai pune problema, pentru că e clar, la noi asta e tradiția. Mă refer mai mult aici la zona Transilvania, o parte din Banat și o parte din Moldova. Deci ea se pretează și la îngrășare, cât și ca vacă de lapte, plus că e foarte rezistentă. Sigur, o fermă de Holstein e o fermă destul de performantă din punct de vedere a fermei specializate strict pentru lapte. Însă noi aici, datorită și reliefului, adăpostului pe care le avem și tot ceea ce înseamnă tehnologie într-o fermă, Bălțata se pretează foarte bine. Și în ultimul timp, cei care fac exporturi, italieni și ceilalți, au descoperit că, de fapt, îngrășată, Bălțata are o carne de foarte bună calitate. Calități gustative extraordinare. Și a început să fie cerere. Deci, ceea ce se întâmpla cu Angusul, de fapt, cei care au promovat acel Angus au vrut în prima fază să-și vândă materialul seminal. De fapt, a vrut să facă o afacere, încercând să ne o împachetez într-o poveste extraordinară, dar care după foarte scurt timp
Nici nu știu dacă e un an de zile de când a apărut povestea cu Angusul. Atât? Un an, cât de aia mi-o produs și acum. Iată finalul poveștii. Pe când să vină să-ți ia produsul și să această afacere să pripeteze și să crească... Bun, asta înseamnă că nu se bucură de interes nici în alte zone care... Ce spune de Italia? Adică, băi, Italia... Nu cerut nici Hoștai, nu cerut nici Angus. Are cultură în vită, face de la bisteca la... Nu, o luăm normal și așa... Deci au venit chinezii la noi, ei nu ceru nici Holstein, nici Angus, nici Blue Blanche, nu ceru, au cerut bălțată. Păi ce, a stâmpiți? Liviu, acum ce știu ei de vaci? Haideți să fim serios. Ce știu ăștia englezii? Ce știu chinezii de vaci? Adică cum ei le iau așa la nimereală? De Macintosh, de tot ce e tehnologie. Hai, doamne, să fim serios. Ei cumpără orice, mă, mâncau numai orez. Nu, că nu le trebuie numai cu specific bălțată. Am înțeles. Deci nu le trebuie orice. Alo, bună seara. Alo, bună seara! Bun, vă rog să tăiați legătura cu... Alo, bună seara! Ne auzim sau ce facem? Bună seara! Bună seara! Păi haideți mai aproape un pic, că suntem... Unde mai aproape? Mai aproape de microfon, că avem întârziere, așa. Să dați televizorul încet dacă ne auziți pe televizor tare. Am dat televizorul încet. Așa. Mai ia să ne auzim. Vă ascultăm. Aș avea două întrebări. Am văzut că discutați despre vaci de lapte, despre oameni din străinătate, despre multe lucruri. Sunt oameni din străinătate care vreau să muncească și fac și bani și care numai să distreze și să nu facă bani. Apoi alegerea fiecăruia. Sunt în țară oameni care vreau să muncească, să facă ceva, să performeze în ceva, sunt care nu vreau să facă nimic. Eu aș dori o întrebare. Dacă aș face o fermă de familie de la 3 la 20 de vaci, cum pune pe internet, dar nu știu dacă e adevărat. Așa? Aș putea accesa ceva program european? Sau nu se poate accesa nimic? Nu. Bun. Mulțumim pentru... Am teren, am tractoare, am... Dar cât teren aveți? Cât lucrați? 8 hectare. 8 hectare. Și v-ați luat tractor pentru 8 hectare? Am 2 tractoare. Păi ce faceți cu 2 tractoare la 8 hectare? E terenul nostru de zona defavorizată. Dacă sunteți în zona defavorizată, 99% că veți avea un program eligibil și finanțabil. Mai, cu cuvinte mai simple, dacă faceți program și sunteți în zona defavorizată, citiți bine ghidul și aveți un consultant bun, eu aproape că vă spun că 100% o să puteți accesa fondurile. Deci, la ora actuală, ceea ce face diferența în accesarea fondurilor este doar zona defavorizată. Aveți șansă mare și, cu siguranță, dacă veți fi isteț, aveți un consultant bun, veți putea să faceți performanță. Bun. Lumea e interesată, dar uite, da, povestea asta... în 2014-2020... Mă puțin, da. 2 tractoare la 8 hectare. Bine, unul mai mic, unul mai mare. Bă, n-are importanță, nu știu. La 8 hectare nici nu trebuie să ai tractor, părerea mea. Bă, eventual te mai asociezi cu unul care are 8 hectare și cumperi un tractor, bată-l, soarele să-l bată de tractor. Cât lucrează, frate, un tractor într-o zi? Bă, 4 hectare tăle are, 3 hectare. Aia înseamnă că într-o săptămână am arat, am pus ce avem după ele și într-o săptămână am recoltat. Deci, cum poți să-ți cumperi tractoare când tu ai 8 hectare de pământ? 8 hectare le lucrau oamenii pe vremuri cu calul tras de, cu plugul tras de boi. Cu siguranță nu ai investit foarte mult în acele tractoare. Probabil că unul o fi moștenit de la părinți și fiind plecat în străinătate și-o mai fi cumpărat ceva. Dar bun, dar încă o dată, problema iluminării, problema învățării omului. Da, ar fi trebuit să investească în animale, că animalele produc. Tractorile nu produc foarte mult, te ajută în ferma pe care o ai. Să trebuie să investească în mijloacele de producție, în acele utilaje. Poate, animalul poate fi privit și ca un utilaj, sigur, eu nu-l privesc așa. Și al meu, și al lui Liviu, animale toate au nume. Însă, ca idee, trebuie investit în ceea ce produce, adică utilajul care îți aduce plus valoare. După aceea intri la lucruri de finanțe. Eu sunt convins 100% ce vă spun, sunt convins eu. Sigur, poate să nu fie. Omul are 2 tractoare și prestează servicii la restul. Și convine. Să dea Dumnezeu dacă e așa. Și convine. Și bine. Să dea Dumnezeu dacă e așa. E bine. Și e bine atunci. Asta e varianta pozitivă. Asta e 100%. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Sărut, bună doamnă. Din Maramureș, bună seara, vă sunt.
Bună seara, ne bucurăm să vă auzim și că sunteți bine dispusă. Da, cea bine dispusă, dăcița dintre Iza și Mara și Băsău. Am înțeles. Tăut mă cheamă. Tăut, spuneți doamna Tăut. Onorat domn. Adineauri, în urmă cu câteva zile am intrat cu dumneavoastră în direct în ceea ce privește includerea în zona defavorizată. Da. Și între timp am făcut o solicitare cu, și am dat un număr de înregistrare la comuna noastră. Așa. La domn primar și am primit un răspuns la care... Ei, așa rapid? Da. Ei, prompt primarul. Felicitări, domnule primar. Acum să vedem ce v-a scris acolo. Spune așa. În ceea ce privește includerea în zona defavorizată, începând cu 2014, comuna Călinești va fi inclusă în aceasta. Așa. Acum cum să o iau eu? De bine sau de rău? Da, ne-am întors, dragi prieteni, continuăm discuția, mai avem nu foarte mult la dispoziție, vreo 25 de minute, să ne clarificăm. Ne-a sunat doamna, trebuie să luăm o pauză, ne-a sunat doamna Tău din... Alo, ne auziți, doamnă? Da, vă aud. Haideți să mai spunem o dată povestea, că noi am luat între timp o pauză, dumneavoastră ați vorbit cu noi în platou, nu ați spus telespectatorilor exact cum stă treaba. Hai să le mai spunem o dată. Aveți un primar foarte gospodar, ați depus o cerere... Vi s-a răspuns la ea în 2-3 zile, da? Da. Dumneavoastră solicitați ca zona dumneavoastră să fie reanalizată, să vedeți dacă nu vă calificați pentru a fi declarat zonă defavorizată. Da. Până acum n-a fost așa. Primarul v-a dat de Crăciun o veste bună. Probabil că o să vă trimită la toți din comună o felicitare sub brad cu viitorul comunei dumneavoastră. Pentru următorii 7 ani, scrie domnul primar acolo un răspuns, că comuna dumneavoastră va fi declarată zonă defavorizată, ceea ce înseamnă mai mulți bani în subvenții, da? Da. Foarte faină poveste, asta e poveste de Crăciun. Domnul Criste, eu vreau să vă spun că am conștientizat că acest răspuns nu este corect cu siguranță. Dar bun, acum... Cum să fie din moment ce nu au depus actele justificative? Dar de unde știți? De unde, doamna Tău? Poate a depus, da, și vă face o surpriză. În urmă cu 2 zile am fost la Călinești și am discutat cu cei de acolo și zicea, las, doamnă, că faceți, nu știu, că mergem la București, nu știu. Domnule, zic, eu sunt săturată de minciună, zic, vreau, pe mine nu mă interesează... partidele politice, nu mă interesează nimic, mă interesează bunăstarea acestor oameni. Pentru că copiii mei, vreau să vă spun că am 3 băieți la medicină, nu vor lucra niciodată în agricultură, dar vreau să nu fie trași în țeapă acești oameni. Deci vreau să vă spun, copilul cel mai mare care e medic rezident la dumneavoastră la Cluj spune așa, mămică, mai frumos ca șuvăleniu nu-i nici New York-ul. Deci eu vreau să rămână cu aceeași impresie. Am înțeles. Copiii mei, nu vreau să părăsească țara, vreau să rămân aici, să fie pentru poporul meu, pentru țara mea și să nu meargă în altă parte. Dar auziți, aveți zgârie nori acolo la Vălen sau cum e treaba? Avem un deal la Babelor, într-adevăr, zgârie nori, dar trebuie să zgârie partidele astea politice. Și să nu ne lăsăm loviți de obediența partidelor politice și mai ales de a politicienilor. Doamna Tăut... Vă văd primar peste 3 ani de zile. La... Mă simt obligată față de acest oameni. Vreau să port o polemică publică așa, extrem de cu orice preț. Să fac bine pentru oamenii ăștia. Mi-e milă de ei când citesc pe fața lor necazul și supărarea. Toate comunele din zona noastră, din jurul nostru, sunt defavorizate. Numai noi suntem. Nu știu care e problema. Doamna Tău, dumneavoastră sunteți profesor, nu? Da, da. Profesor de istorie. Da. Dar nu toată viața noi am fost defavorizați pentru Dumnezeu și ne-am plâns că vă vai de capul nostru. Și acum când dumneavoastră sunteți într-o comună favorizată, vă strânge fain așa, adică bă, vreau să o dau jos, că mă enervează, vreau să-mi fie rău. Domnul Criste, sunteți un drăguț, într-adevăr. Dar în cazul ăsta nu mai merge. De 7 ani de zile noi tot tergiversăm că azi, că mâine, că vom fi, că vom... A fost consilier 4 ani. Nu a fost ședință lăsată de Dumnezeu să nu se lese cu un scandal. Până când am renunțat, am fost 3 cadre didactice
care a fost profesorul de română, profesorul de matematici, profesorul de istorie, da. Un fost primar și încă un om care are studii superioare, deci am fost 5, care în următorii 4 ani ne-am debarasat efectiv de această politică. Nu mai suntem, nu ne-am depus candidatura pentru a fi... Trebuie să ai stomacul local. Tare în politică, asta doamna. Asta e o rușine, domnul Cristian. Să nu mergem toți și acum... Toți 5 am fugit efectiv, că am văzut că nu este ceva în regulă. Dar vedeți, pe asta mizează factorul politic. Ăia care chiar vor să se întâmple lucruri corecte, faine, cum se cade, vor ceda psihic la un moment dat și vor spune, băi, las pe alții să facă cum vor ei, mă, că eu nu mai suport. Pe asta mizează, acolo trebuie anduranță, trebuie alt stil de a fi până la urmă. Domnul asta aveți aplomb, dar nu sunteți de cursă lungă, poate. Dacul din mine nu poate contracara umilința acestor oameni. Eu sunt și fică de profesor, v-am spus. Deci nu pot. Am nu înțeles. Da. Văzând suferința acestor oameni... Doamna profesor, dați-ne și nouă, lăsați-le colegilor dacă... Vreau să vină... Dacă, numai puțin. Noastră. Dacă cumva aveți telefonul domnului primar și numele dânsului, spuneți-le... Cum îl cheamă? Un număr de telefon poate aveți. Că acum e o comună în care mai vorbiți între dumneavoastră. Poate încercăm să-l prindem și noi pe telefon să ne spună varianta domniei sale. Că da. Dacă vrem să facem o dezbatere, cam la modul ăsta trebuie făcută, nu? Da. Da. Bun. Mă rog. Vă mulțumesc și aveați telefonul meu, din câte știu, nu m-ați sunat. Ba da, v-am sunat. M-ați sunat? Da. Da. Vă rog să-mi dați un SMS înainte să mă sunați ca să știu cine mă Bine. Apelează. Vă mulțumesc, sărut mâna. Tot respectul, sănătate. Doamne ajută. Ovoreale oamenilor. Da. E complicat, sigur. Într-adevăr, am spus-o și s-o transmis și mai departe. Faptul că zona defavorizată face acum diferența în tot ceea ce înseamnă accesare de programe europene, nu e chiar corect. Deci nu cred că ne dorim ca în România să se facă agricultură doar în zona defavorizată. Acum, Călin, cred că e greșită și denumirea aia, zonă defavorizată. Bă, pui pachete de agromediu, de ce știu eu cum, de zonă defavorizată. Faptul că ai un munte în comună, nu înseamnă că ești defavorizat. Ești favorizat de Dumnezeu, că ai o natură faină. Doar că condițiile fi mai grele de a produce un produs finit acolo, da, mă, îl sprijin în suplimentar pe ăla. Ce se întâmplă? În momentul când s-au trasat zonele defavorizate, tot ceea ce înseamnă România n-a fost chiar pregătită pentru a înțelege exact fenomenul. Atunci, care au fost maiestezi dintre primari? Au reușit să-și aducă comunele în zona defavorizată, aducând argumente. Au fost niște mici criterii. Cei de acolo care au fost chestiți și au fost interesați, au adus argumentele la dosar, zona s-a trasat ca zonă defavorizată, însă această includere nu se realizează săptămânal sau în fiecare an. Există o perioadă. Erau într-o discuție cu comisarul european, nici acum încă, nici cei din Comisia Europeană, nici cei din România nu au reușit să limpăzească, să știe exact care ar fi cele mai corecte criterii de stabilire. Cu siguranță nu dorim ca cei care sunt zone de valoare acum să-și piardă acest privilegiu, pentru că, într-adevăr, sunt niște sume de bani care ajută agricultorii din zona respectivă. Însă trebuie să creăm un echilibru ca și cei care nu au această șansă și mai ales la accesarea programelor europene să aibă dreptul la același start. Da. Mai avem un telespectator sau o telespectatoare din Maramureș. Bună seara! Of, Doamne Dumnezeule! Ne scrie cineva pe Facebook, domnul Doru Florea. Este adevărat că acasă nu este nicăieri. Spun din experiența mea, am călătorit în toată lumea asta timp de 16 ani. Soluția este la noi, la fiecare în parte. Trebuie să ne dorim să ne întoarcem în țara noastră, indiferent că la un moment dat nevoia ne împinge să plecăm să lucrăm în altă țară. Dar, din păcate, după Revoluție, noi am fost ahtiați să plecăm și să cumpărăm doar ceea ce vine de afară. Dacă ne schimbăm mentalitatea și cu banii câștigați facem ceva la noi, vom reuși, dar dacă visăm la câinii cu colaci în coadă din alte țări, nu vom reuși niciodată. Din propria experiență, am întâlnit două categorii de oameni care au plecat, dar din ambiția de a pleca din țară și nu au reușit, și cei care au plecat de nevoie, dar cu gândul de a se întoarce în țară și a face ceva și au reușit. Foarte corectă observația, într-adevăr. Lumea văd că așa este. Da, telefonul din Baia Mare. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm!
urmărit emisiunea dumneavoastră și am vrut să intru și eu în direct cu dumneavoastră. Sunteți deja cu noi. Vă ascultăm. Cum vă numiți? Mă numesc Alexandru de la Baia Mare. Domnul Alexandru. Trei probleme am. Și anume? Mă auzeam și pe dânsul care are două tractoare și nu știu. Și eu am toate utilajele și am ceva, teren în arendă. 15 hectare. Da. Și mă interesează cu ăsta, cu rotul bun. Cu ce anume? Este sămânță care cam până 20 noiembrie am putut recolta terenul care porumbul a avut umiditate de 22-24. Deci când am cerut sămânță de la ei, de la rot bun, mi-au spus că mi-au dat timpurie și mi-au dat o sămânță de, deci în 20 în, cam în 20-25 am recoltat porumbul. Cu umiditate de 20-22. Și acum mă te sună că, deci, ce se face, o să ne cumpără ei produsul. Dar și? Să ducem la 300 de kilometri, da. De la Baia Mare 300 de kilometri, îl plătește cu în jur de 40 de bani, sau 4.000 bani vechi. Da, 0,40 de bani, da. Să plătească transportul 300 și întrage umiditatea și corpul străine. Și îi mai dați dumneavoastră ceva. Să luați niște bani de acasă, că merge să nu trebuiască să veniți pe jos. Să mai duc și eu o placă, să dau 5 litere, 20 litere de pălincă. Păi duceți dară, că amunuți mere cu mâna goală, că nu-i frumos. Da, da, da. Da. Da, e o situație asta, uite. Da. Ce, ce faci și în situațiile astea? Vă răspund de asta, cine, cum... Dacă ai fi avut un cont... Cam atât, domnul Alexandru. Cam am împiept cu sămânța asta. Atât, domnul Alexandru, da? Aici aș putea să și răspundem. Mai am o problemă cu pășunea. No, spuneți-o și asta și apoi ne povestim de amândouă. O problemă cu pășunea. Deci ca persoană fizică am vrut să curățăm pășunea. Da? Bun. Da? Și eu zic că noi ca persoană fizică nu putem face lucruri. Dacă eu am tractor sau două, trei tractoare, ca persoană fizică nici nu se poate. Ba da, puteți. Că la impozit nu zice nimeni că ești persoană fizică, nu, da. Nu dai impozit. Du-te, domnule, de aici, că ești persoană fizică. Bați da. Mai ieși TVA acum, dacă ești persoană fizică. Așa, de pe via, de la comună, de la noi. Bun. Alo? Cam asta e întrebarea, nu? Cam asta, domnule. Bun, mulțumim, domnul Alexandru. Și Doamne ajută să trăiți. Luați-vă bănuți, împrumut de undeva să puteți să vă duceți recolta. Haideți să vă spun eu care e problema cu sămânța. Ia zile. Nu rod bunii de vai. Dânsul a cerut și nu știe ce a cerut. Deci sunt convins că dânsul lucrează în arendă, că zice că lucrează, da. Dar când cer la un distribuitor de semințe o sămânță de nu neapărat de porumb, de ce vrei, trebuie să știi ce trebuie. Nici el nu știe ce o cerut. Asta merge pe grupe. Și tu. Haide, domnule, să fim serioși. Acum nu, discutăm că trebuie să fim în... Păi n-a spus că vrea timpuriu, a dat timpuriu. Păi ce dracu de timpuriu poate fi ăla dacă el l-a recoltat în noiembrie cu umiditatea? Nu mai poate fi timpuriu. Ăla trebuie să fie tardiv. Bun, și el dacă a cerut, poate asta a cerut. Păi, vreau să știu omul. Aici ai povestea. Aici mai ține și de necunoaștere. Deci nu poți să... Și nu știu ce contract a avut el cu rod aici bun. E aici problema. E problema. Deci dacă n-ai niciun contract și e așa numai că îți zice rod bun... Bă, vedeți, asta nu tot la vorbele mele ajungeți. Păi, educația face diferența. Păi, ca așa seară spuneam. Bă, când ai batjocură la educație, 4%, 3%, 2% până mai alaltă ieri. Și dai 4% la sănătate. Bă, ce națiune poți să ai? O națiune tembelă sau tembelizată, încet, încet, și o națiune care șubredă sau șubrezindu-se de la o zi la alta. Cam așa arată națiunea asta. Eu sunt convins că fermierul ăsta nu seamănă porumb numai din anul ăsta. Sunt convins. Dacă până acum i s-au potrivit ce i s-au potrivit toate semințele care... Altceva. E obrut el să încerce acum și nu știu ce să ceară. Sunt convins că, de fapt, ăsta e. Bun, dar să-l învețe tot cineva, mă, frate. Păi numai dacă nu vine tata, cine să-l învețe? Domnule, haideți să fim serioși. În general, sunt agenți agricole acolo care să meargă la ăla să-l întrebe pe ăla. Domnule, ce merge pe pământul meu? Meseria asta, până la urmă, e o meserie, nu? Exact. Să faci, să fii agricultor, da. Zootehnic și așa mai departe. Așa. Bă, s-au cheltuit în România asta bani pe reconversie profesională de, cum să spun eu, mergeau cu gențile acasă de bani aia care făceau cursurile astea. S-o grămadă de firme care fac, bă, te fac tinichigiu, bă, te fac, că și tinichigii trebuie, că dar am adus toate jafurile de mașini din Occident, nu am făcut cimitirul mașinilor în România. Bă, te fac zugravi, te fac, nu știu, lampagii, te duci și aprinzi lămpile până în oraș.
Bă, dar nu te învață nimeni, adică eu n-am văzut cursuri dintre astea să zică, bă, facem cursuri de reconversie. De ce înseamnă reconversie? Pentru că până ieri, eu, țăranul român, bă, eram muncitor la drumuri și poduri, da? Și uite că de azi am rămas acasă, că nu mai am loc de muncă acolo și aș face ceva să-mi câștig existență. Du-te, mă, și fă reconversie, fă-l țăran, mă. Fă-l țăran fermier, să aibă noțiuni elementare despre lucrul ăsta. Nu, noi facem șomeri, îi facem, îi cursăm, cheltuim cu ei și piața nu te întreabă. În agricultură, părerea mea că este loc foarte mult încă în agricultură pentru oameni. Nu este loc? Avem, da, o țară încă nelucrată. Avem o țară în care nu-și produce hrana. Da, drept urmare, cred că aici ar trebui să califici forță, da, de muncă. Pare avem simt... agenți agricoli, da? Avem ingineri agricoli pe la primării. Oare dânsul, omul respectiv, o măr să ceară la ala un sfat? Dom'le, nu știu că stâmpiți. Zic. Bă, s-ar putea să fie un băiat parte de semn. Dacă, nu, dacă copilul nu merge la școală, Liviu, profesorul pune absent și pe urmă mere, ce mă, de 3 zile nu a fost copilul la școală. Ce se întâmplă? Bă, provoci, asta e, cum să spui, asta e o chestie de strategie națională, până nu aștept să vină ăla, că ăla nu știe că trebuie să meargă la școală, că trebuie să-l învețe cineva. Că și-am fost eu cu tata la plug, dar am văzut că băteam dibolii pe spate, nu? Trăgeam braț, la întorceam la capăt și hai înapoi cu grapa. Deci cineva trebuie să te ducă, să te ia de mânuță, să zică, uite, dragul tati, de-amu vii la școală. Ca să faci ceva sau să accesezi un fond de... Vii la școală. Deci cere-i curs, mă, ăluia. Să, așa cum în turism, de pildă, te duci astăzi să faci o activitate turistică, îți cere să te duci la, să faci un curs de un modul de ăla, să te pregătești în administrator, da, în turism și așa mai departe. Nu unul singur ne mai poate spune chestiile astea. Unul singur. El a murit. A făcut... trebuie să ne interesăm fiecare dacă vrem să ne meargă bine afacerile. A făcut, uite, joi seara am o poveste foarte faină cu cei de la JOFM, Agenția, da, Județeană a Ocupării Forței de Muncă, care au derulat un proiect de vreo 4 milioane de euro pe povestea celor disponibilizați, 1000 și de oameni disponibilizați de la Nokia. E, dintre ei, 80 și ceva la sută au fost cursați, s-au întors în piața muncii, o grămadă dintre ei și aduc în studio vineri, joi seara, vreo 3 sau 4 oameni de felul ăsta, mă, și-au făcut o afacere în domeniul ăsta, bar n-aveau până în clipa aia. Da, s-au dus oamenii și au zis, bă, fiți atenți, puteți să faceți asta, 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 ce ai acasă? Am pământ, cât pământ ai? Atâta. Uite, ai putea să-ți faci, băi, faci un laborator de afaceri. Și au de la crescători de prepelițe, la crescători de, ce știu mai, apicultori și așa mai departe. Oameni care trăiesc pe socoteala lor, uite, după 3 ani în care ne văietam, bă, pleacă Nokia, vai de capul lor. A plecat, da, a plecat, erau salarii de 1500 de lei. Și le câștigă omul acasă la el acum, făcând activitate pe cont propriu. Despre asta e vorba. Cineva, bă, te ia, te învață. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. De la Bistrița sunt. Vă ascultăm. Auziți, domnul, la mulți ani, cu Sfintele Sărbători. Doamne ajută, la mulți ani. Și pe urmă să vedem. N-aș vrea să jignesc pe nimeni. Dar nu știu, specialiștii ăștia, și aveți dumneavoastră acolo, văd că vorbesc tot invers față de ceea ce ai năcăjit poporul. Și anume? Păi anume, chiar persoana respectivă care e cu microfonul în mână îmi spune că se află omul în necunoștință. Omul de unde să știe că și-ai de ăla de la bază? Dacă te duci acolo, domne, îți tot felul de imbecil peste tot locul, care îți dau că dacă șerzi sămânță de aia, aia e, dacă zici varză de toamnă, varză de toamnă, dacă zici ardeu roșu, ardeu roșu, și iar a ieșit și hrean în loc de ardeu roșu. Da. Așa că nu spuneți dumneavoastră, domnule, nu vă supărați, domnul, din margine, domnul, mai gras de acolo. Nu condamnați oamenii că nu-s priceput sau nu una sau nu alta. Referitor la treburile astea cu asociații. Lasă-o dreacului de asociație, că am hrănit destul pe alții. De exemplu, și aici la noi. Dar bun, stați un pic, acum haideți cu asociația asta. Păi auziți, numai puțin. Nu mi-a spus cum vă numiți, așa? Păi vreau să fiu anonim. Ei, na, așa sunt românii curajoși și sunt anonimi. Spuneți lucruri faine, le articulați elegant, cu fermitate, dar vreți să rămâneți anonim. Domnule dragă, păi nu vreau să supăr pe nimeni. Auziți, domnule dragă, referitor și la asociație. Mere și plătește de la asociație impozit pentru animalele de la cetățenilor, care eu personal mi-am plătit banii pentru animalele mele și mai plătește odată să mai tragă din lapte să plătească impozit și asociația după mine. Deci de două ori.
Da, da, haideți să vă spun o poveste, uitați, povestea lui Călin Fărgaciu și a lui Liviu Manta și altor 47 pe lângă ei. Înainte să se asocieze domniile lor așa la oaltă, vindeau laptele cu 80 de bani, da? La același furnizor la care astăzi îl vând cu 1,20 lei. Dintr-o dată, în loc de la 3 litri, mai pun un litru, nu? Sau la 2 litri, încă un litru. Deci asta înseamnă că vacile lor, imediat după ce s-au asociat, dacă dădeau 20 de litri pe zi, dintr-o dată au început să dea aproape 30 de litri pe zi. Deci asta a însemnat, cum să spun eu, beneficiu asocierii. Cine nu înțelege asta, să știți, rămâne anonim și în afaceri și în orice. Deci de acolo îți vine plus valoarea. Nu, domnule, că mere responsabilul care a asociația aici, de fiecare dată, de două, trei ori, să duce la procesator să facă târgul cu câte un ban doi, firă la dracului de un ban doi, că nu se merită nici să mergi până acolo. Dar în situația asta, adică la impozit se poate să facă. La acolo, la dumneavoastră, poate sunt mai mulți procesatori de putut mări asta. La noi nu unul singur numai și ăla nu mai poate, că toată valea care e acolo, toată valea e numai de el patronată. Am înțeles. Și nu-ți urcă laptele, nu-ți urcă aia, nu-ți urcă aia. Da, dumneavoastră sunteți de unde? De la Bistrița? Da. Păi acum nu-i chiar așa, eu știu și acolo cazuri în care cei care produc în sistem cumva ecologic, domnul profesor nu-mi vine în cap acum, cum îl cheamă, a fost la noi în studio aici, vând laptele la un leu și vreo 30-40 de bani. Negociat cu o firmă de acolo, nu numai o firmă, că sunt mai multe și la dumneavoastră. Bistrița sunt vreo 4 procesatori, dacă nu 5. Probabil că la domnul... 0,98 de bani deodată. Întrebați-l și ce cantitate are. Ce cantitate aveți? Păi eu nu am așa mare cantitate. Atunci de unde vrea bani mulți? Păi da, da, uitați-vă, cooperativa asta, Arieș Turda, livrează zilnic cam cât livrați? 25 de tone. 25 de... Ascultați-mă un pic. Când ai 25 de tone într-o zi, aia înseamnă o cantitate. Un nume. Da, pe un nume, da. Aia înseamnă că îți negociezi prețul. Adică decât să margă la să colecteze de la 100 cu mașinile pătăte văile, ce bă, lasă că le dau la ăștia mai mulți, mi-l aduc în poarta fabricii și la revedere. Sau pot cei 100 să-l pună împreună să meargă cu o mașină de lapte la poarta fabricii. Nu se întâmplă aia la noi, domnule. Da, numai într-o parte se întâmplă, într-o parte nu se întâmplă. Referitor cu băieții, că merg sărașii. Bine o zis doamna care a vorbit la telefon până înainte de acum, profesoara aia de la Maramureș. Deci se duc sărașii băieții aici. Ce vrei să faci, domnule, și în ea sară la știri? Dacă stă toată lumea acolo, stau în grevă și-s băgați americanii pistă ei acolo, pistă pământul lor, ca să scadă gaze de știți, și stau oamenii în cort acolo afară și mă aștept. Niște imbecili de toți, domnule. Da. Mulțumim pentru intervenție. Trebuie să ne oprim aici, că ieșim din emisie. O concluzie? O concluzie, fiecare înțelege ce vrea. Se pare că indiferent cât ai bate apa în pio, tot o înțelege fiecare după cum vrea el. Asta e părerea mea. Eu zic că exemplele bune, noi zicem că suntem un exemplu bun. Acum, sigur, fiecare are un anumit nivel de percepție. Lucrurile bune trebuie să fie urmate. Deci, formele asociative viabile, economice, sunt excepționale. Întoarcerea tinerilor acasă e un lucru extraordinar și lucrurile trebuie să evolueze. Sigur, unii nu vor face față la ce se întâmplă, pentru că, de fapt, asta înseamnă capitalism și economie de piață liberă. Lucrurile nu sunt întotdeauna chiar cum vrem noi, însă trebuie să urmăm modele și să urmăm modelele de succes. Andreea, îți mulțumesc că te-ai întors mulțumesc acasă. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc că ai venit la noi în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Te mai așteptăm. O să te testăm așa peste vreo 6 luni, să treacă și iarna asta peste tine, să vedem dacă nu ți-i dor de aerul cald din sudul Spaniei. Nu, că avem lemne de foc. Nu, nu. Aveți lemne de foc. Da. S-o pregătit, tati, știe el ce trebuie să aibă la îndemână ca să-și țină copii acasă. Mulțumesc, Liviu, pentru povestea din această mare seară. Plăcere. Și după Sfintele Sărbători, nu te așteptăm. Așteptăm să ne inviți la un Angus. Grătar de vită, așa. Un Angus, dacă tot e refuzat la export, uite. După ce începe să uităm de carnea de porc, sigur o să facem unul. Eu n-am mâncat Angus până acum, dar de ce să nu devin și eu englez sau mai știu eu ce alt străin. Foarte bine. Da. Cam atât, fraților, pentru astăzi. Mâine seară ne vedem din nou cu altă poveste, cu alți invitați. Până atunci, cele bune, Doamne ajută!